Ce să fac? Asta e. Clementina e la coafor și eu coafez salata, băf. Mai sparge bărbatul un lemn, mai umple un sifon, da să gătești trei feluri de mâncare și prăjitură. Râsul bărbaților. Am ajuns. Asta am ajuns. Toate nevestele sunt gospodine, numai a mea, nu, nu, nu. Uite, mitică, bravo lui, îl ține nevasta în puf, un pai. Nu ridică, mitică, nu ca mine. Singura mea plăcere, singura mea bucurie a rămas o convorbire la telefon cu mitică. Cu mitică, care e bărbat în casa lui, ca în toate casele. Bărbat, cocoș, el cântă, nu găina, cocoș. Alo? Alo, miticuță? Da, cine? Eu sunt Costicuță, mă, băiatule. Noroc, Costicuță. Noroc, ce faci, mă, băiatule? Ce să fac, dragă? Bine, citesc. Citesc o carte, o... Citește. Și e interesantă, mă, te ține, te ține. Nu pot să mă rup de lângă ea. Cred că s-a prins. O clipă, Costicuță, o clipă. E, un intelectual citește, nu ca mine. Alo? Alo, miticuță, și eu tot așa. M-am sculat, am făcut un duș, mănânc ceva. Mai trebuie sare. Auzi, miticuță, și pe urmă iau și eu un volum. Peneș. Peneș, acela. Romanul meu este din Biblioteca pentru toți. Da, ediție făcută de Oaie. Revizuită la Caimac. De marți, anul trecut. Soția ta ce mai face? Sănătoasă, nu? Sănătoasă, miticuță, la bucătărie, cu deale gospodării. O prăjiturică, minciunele. Minciunele, mitică. Cum au unii noroc, nu ca mine. Și a mea tot la bucătărie. Da, i-am spus să nu o prind pe aici, că rup picioarele. Vorbă să fie. O mai muștruluiesc și eu așa. Pentru că, Costicuță, aici eu domnesc. Da, nu are voie să mă deranjeze nimeni cât timp citesc. Și mai ai mult la carte? Vreo două, trei pagini și de-n fiert. Eu acum bag romanul în bibliotecă și scot altul, Moartea cu mărul în gură. Îl scot, îi dau așa un praf de făină ușor și-l citesc, fiecare cu ale lui. Ia la bucătărie și noi, intelectual, nu? O carte, o ceapă, o discuție. Aoleu, s-a ars. Cine s-a ars, dragă? Criminalul Costică. Era urmărit de mult, dar detectivul s-a luat cu ciorba, cu vorba și s-a ars. S-a prins. S-a prins de fund, de... Că erau gloanțe pe jos, un minut, și s-a... Era pe fundul unui vas, că era pe un ceaun, pe un ocean. E tare cartea, mitică, mi-o dai și mie? Păi, Costăchiță, cred că am văzut-o și pe la tine, prin bucătărie, prin bibliotecă. Păi n-are nimic, miticuță, tu mi-o dai pe a ta și eu ți-o dau pe a mea. A mea este o adaptare după Sanda Marin. Pe la două e gata, cred. Se citește caldă, cu puțin sirop deasupra. Și auzi, miticuță, pe la trei lăsăm cărțile și facem o tablă la tine. La mine? Imposibil. Nevastă mea spală rufe și mi-e frică să n-o trezim. Hai la tine. Nu, la mine e aceeași situație. Cu minte omul la necaz. Nu, știi ce? Hai la Gică. La Gică? Poate glumești. Tu nu știi care e situația logică. Care, mă? E gravă, drag. Gică nu mai e el. E ea. Gătește, spală. Cum, mă, Gică?
Nu se poate, lasă-mă că mor. Dar înseamnă că este un papă lapte. Înseamnă, ăsta nu este bărbat, ăsta este un... Un da, un nu, nu, nu mai zi așa, că mă apucă mila. E totuși prietenul nostru, Costic? Demitică, dacă n-a avut norocul nostru. Costic, când mă gândesc la alții, mă doare sufletul de mine, de milă. Eu te las, Costică, că mă strigă nevastă-mea la masă. Da, puiuț! Și pe mine mă strigă. Gata, gata, pusilache, gata. Săracu gică. Da. Da, eu. Eu, da. Ce faci? Parcă l-am chemat pe Mateaș. Hă? Bine, bine. Să trăiți. Mă rog, Mateaș. Ce faci? Ce faci? Îmi pare bine că te văd. Ia loc, ia loc. Mateiașule, Mateiașule. Cum îți merge? Bine. Bine, bine, e bine. Da. Da, ești mulțumit la noi. Păi se poate, cum să nu fiu? Și da. La noi întreprinderea așa e, toată lumea e mulțumită. Toată lumea, toată lumea, da. Câștigi bine? Bine, dar e loc și pentru mai bine. Este. Este. Văd că te descurci așa, scrii și la presa locală. A. Încerc și eu, amator, știți? Amator? Da. Cum amator? Ești, cum le spune ăstora, satiric? Mai mult sau mai puțin. Da. Nu. Satira e o armă, așa, nu? Păi da, e. Este și dumneata... Trage. Nu trag? Cum o să trag? Cum nu tragi? Dar ce faci? Scriu. Scrii, dar tragi. Ah. Tragi, că da-i armă, nu-i așa? Spune-mă, maestre, mă. Lasă. De unde ți alege dumneata subiectele, așa? De unde te inspiri? Adică din viață, nu? Păi da, viața e sursa. Da, da. Viața e sursa, viața, așa este. Uite, să citim ce ai publicat dumneata ieri, fabula asta care a apărut. Aici scrie așa. Elefantul, vrăbiuța, plus bursucul și maimuța muncesc cu aprindere la o întreprindere. Nu? La ce întreprindere? Una imaginară. E fabulă. Păi, fabulă, mă, maestre, mă. Fabulă, dar unde bați cu ea așa, știi? Nu bat nicăieri. A, nu bați? Sigur că nu bați. Nu bați. Păi eu se vezi ce scrie aici, știi? Vrăbiuța e secretară, frumușică și sprințară, iar director... Elefantul care face pe berbantul. N-am găsit altă rimă să treci. Dar parcă spune că nu scrie așa din imaginație. Știi că viața e sursa. Că... Păi da, e. Sigur că e, dar de viața cui te legi dumneata? Cine este elefantul și cine este vrăbiuța? V-am adus mapa, l-a semnat. Mulțumesc. Vrăbiuța, ai? Vai, dacă îmi puteam să-mi permiți, se poate. Păi, dar de ce să nu-ți permiți dacă e fabulă, nu? Și dacă ea e vrăbiuța, atunci eu cine sunt? Vă dau cuvântul meu că... Vai, stai, tu așa, Matei, stai să mai citim.
Elefantul a avut de dat un raport cum a lucrat, câte alune avea în plan, câte a cules pe an, fildeș cât a folosit, cât a economisit, însă tot ce a raportat era binișor. Binișor. Umflat. Da. Umflat nu cu pompa, ci cu... cum? Trompa. N-am găsit altă rimă. N-ai găsit altă rimă. Da, 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 da. În schimb, dincolo ai găsit. Ia-o zi. Să nu cadă în disgrație și să ia o deco... O deco ce? Vă dau cuvântul meu că nici nu mai... Da, lasă mai, se lasă mai, se lasă mai, zic că îți găsesc și eu dumitale o rimă. Foaie verde, drum de fier, mite paște, un trans, trans? Plant. Nu, 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 un trans, un transfer. Ne-a tăia auzit de vințul de sus? E, n-ai auzit, dar o să faci fabule la vințul de jos. Vrei să citim mai departe? Mai departe de vințul de jos? Nu, nu, mai departe ce scrie aici. Vrabia dactilografă a făcut o mică gafă. De raport i-a ciripit unui vechi și drag iubit un bursuc cu părul rar, un bursuc cu părul rar, din serviciu financiar, dar bursucul amenință că de totul în ședință, poate un tigru o să apară din pădurea tutelară, bursucul aruncă bomba și elefantul își pierde. Ce își pierde elefantul? Trompa. N-am găsit altă rimă. N-ai găsit? Mă rog, mă rog, mă rog. Să zicem că noi nu știm cine este elefantul și că nici nu ne interesează. Nu, da, nu ne interesează. Dar cine e bursucul? Un imaginar, unul care trăiește în pădure, nu? Cum, mă, maestre, mă? Cum, mă, maestre? Lucrează la serviciu financiar și trăiește în pădure. Cine te crede asta? Pe cine prostești? Aflăm noi. Aflăm noi imediat. M-ați sunat? Da. Fii de toarșa, brăbiuță, toarșa, secretară, și cheamă la mine pe toarșul bursucu. Pe cine? Lască și dumneata. Bursucu cu părul rar din serviciu financiar. Nu cunosc niciun bursuc. Unul vechi, vechi, drag și iubit, care e ciripit. Bursucul care aruncă bomba ca să-mi taie mie... Trompa. Trompa, n-ai găsit altă rimă. Da, da, n-ai găsit, știu, știu, știu. Cine e bursucul? Eu n-am ciripit nimic. Cheamă-i la mine pe Solcan, Trifan și Crișan de la financiar. Băd-o care are părul rar. Să trăiți. Să trăiți. Să trăiți. Am invitat la o... Am invitat la o discuție amicală. Este aici și... Prietenul meu, Mateaș. Să trăiți. Dar spuneți-mi, vă rog, așa, când discutați așa între dumneavoastră, dar sincer, nu? Ce porecle vă dați? Uite, de exemplu, mie mi se spune elefantul. Este Mateaș? Nu mai găsit altă rimă, da, da. Vouă, cum vă zice? Știți, când glumim, că mai glumim și noi. Așa, dar numai în pauza de masă. Uh-huh. El îmi zice mie... Cum? Bursuc. Pentru că și el îmi spune mie... Cum? Bursucu. Da, câți bursuci sunteți la serviciu financiar? Noi trei și o bursucă la caserie. Bine, mă, maestre, mă. De ce n-ai scris și dumneata o fabulă mai clară, nu? Cum e bou și vițelul. Știam cine-i bou, știam cine-i vițelul. Ce mă fac eu cu atâția bursuși pe capul meu? N-ai găsit altă rimă. Vă salut! Să trăiți! Vă salut! Da. Da. Am înțeles. E bine. Bă, adică numai bine. Nu e, da? Sigur, sigur. Poți să faci cu plăcere. Plăcere. Da. N-am aflat cine-i bursucul. În schimb vine tigrul de la pădurea tutelară. Bursucul care aruncă bomba. Ca să-mi taie mie. Trompa. E bună rima. Rima e bună. E foarte bună.
Ai învățat, mă? Am învățat la mătanică despre castraveți. Și dacă te ascultă domnul Rostogan despre ferigă sau cartofi sau despre bulbi? Ce bulbi? Ce ferigă de cartofi? Eu am să iau nota 10 cu castraveți. Ce-am vrut eu să reprezint acei? Ionescule. Un castravete. Nu ala foale ți gândul, mâncăule. Nu, bă, nu-i castravete. Asta-i o elipsă. Elipsa cometei. Păi nu mai vine. O trecut. Și asta înseamnă că nu știi ce e o elipsă? Ia să vedem. Ce-ai învățat tu acasă? Da, despre castravete. Castravetele este un fruct dicotiledonat de culoare galben verzuie. El face parte din familia curcubitaceelor. Are tulpină în formă de vrej, se mulțește prin semințe și are 98% apă. Gata. Bine, văd că asta știi. Dar vorbește-mi despre altceva. Despre ce? Despre ferigă. Ferigă se deosebește de alte plante. Ea se deosebește mai ales de castravete, care este un fruct dicotiledonat de culoare galbenă verzuie, el face parte din familia curcubitaceilor, are tulpina în formă de vrej, se mulțește prin semințe și are peste 98% apă, gata. Ai nebunit, mă, cu castravetele tău, mă! Să trecem la altă materie, la gramatică. Dă-mi exemplu de o propozițiune simplă! Eu am un castravete. Ce mă? Eu. Deci la tablă, fă analiza! Eu este subiectul, am este predicatul și în castravete și este un castravete. Un castravete este un fruct dicotiledonat de culoare galben-verzuie, le face parte din familia curcubitaceilor, are tulpina în formă de vrej, se mulțește prin semințe și are 98% apă. Gata. Ați câmpit! Trecem la matematică! Cum să scoate rădăcina pătrată? Se scoate foarte greu, spre deosebire de rădăcina rotundă, care se scoate mult mai ușor. Cum ar fi castravetele, care este un fruct dicotiledonat. Ca să scap de castravete, am să te ascult la istorie. Vorbește-mi despre descoperirea Americii. America a fost descoperită de Columb. Bine. Acolo el a dat de indieni. Bine! Care au ajuns săraci, nu ajuns săraci. Ei nu mai aveau nici ce să mănânce și erau nevoiți să se hrănească cu castraveți! Da, cu castraveți de culoare galbenă verzuie. Că el face parte din familia curcubitaceilor, are tulpina în formă de vrej, se mulțește prin semințe și are 98% apă, gata. Simt că nebunesc, prostovane! Mai fac o singură încercare cu tine să trecem la geografie, să-mi spui ce știi despre canalul de Suez. Canalul de Suez este foarte mare și foarte lung. El este în formă de ce? De dovlecel. De dovlecel. Z. Canalul de Suez, pe lângă faptul că e foarte mare și foarte lung, și este în formă de dovlecel, se aseamănă foarte mult cu ce, mă? Cu o vânătă. Locuitorii care trăiesc pe lângă canalul de Suez se hrănesc cu ce? Cu banane, cu portocale, că doar o să grănească cu castraveți. Că un castravete, știm și noi că un castravete este un fruct dicotiledonat de culoare galben-verzuie, care face parte din familia curcubitaceilor, are tulpina în formă de vrej, se mulțește prin sămânță și... Altceva nu mai știi despre canalul de Suez? Ba da, că are peste 98% apă. Aaaa!
Bă, fraților, bă, urât-mi mie pe ăștia de umblă cu cioara vopsit așa, știi? Când e neagră, când e albă, când e albă, când e neagră. Ei sunt totdeauna contra. Cum mă întâlnesc cu Dumitrica Luzmangă acum câteva vreme și zic: bă, Dumitrica, bă, primăvara asta a fost frumos, bă, plouă bine. Ce bine, bă, zice, că plouă rău. Cum plouă rău, mă, ce vorba e asta, că plouă că trebuie, să vezi ce greu se face. Lasă, bă, zice, că plouă rău. Păi, zice, inundațiile de unde vin? Nu vin de la ploaie. Bă, și ești nărot, bă, inundațiile vin când plouă prea mult. Dacă a plouat numai cât trebuie. Dar zice, de unde știi tu că o să opresc? Păi zic, tu de unde știi că nu o să opresc? Păi de-aia zice că a început să plouă într-o vineri. Păi și dacă a început să plouă? Bă, când începe să plouă vinerea și se mai întâmplă să fie și vinerea în 13, e vinere neagră și nu e de-a bună. Fugi, mă, daci, mă, zic, și are ziua săptămânii cu ploaia, mă, nu vezi că ești nărot. Zice, da, hai să ne întoarcem, că e te tăie mâța lui Popasonicale. Păi și ce ai zic cu ea, săreaca? Zic că nu e neagră, e albă. Păi și dacă albă, neagră, tot mâță e. De-aia mie mi-e necaz pe ăștia de-o schimb așa după cum vor ei, știi? Cum vor ei să le cadă bine. Că mi-a fost necaz în viața mea, mă, fraților, pe omul Cârcotaș, pe omul Chilibirgiu, știi? Și pe domitocul Nărăvaș. Bă, sunt câte unii de ăștia de le merge mintea numai la afaceri, știi? Numai la afaceri le merge mintea. Cum e la noi unul alutroască. Lisandru alutroască de... Mă, ăsta ar fi în stare, pentru 3 franci, să-și calce și vorba dată, să certe și cu toată lumea, pentru 3 franci. Și o ține pe-a lui. Păi vine acum într-o toamnă la mine, înainte de culesul viilor. Și mă, Mărine, împrumută și mie putina aia ta mare pentru vreo 2 zile, că se culeg via și n-am unde prijoni struguri. Bine, mă, zic, s-o dau, dar ai grijă, zic, ai grijă să-mi o aduci până joi, că încep și eu să culeg zaibărul. Hai, mă, zice, ce dracu, vorba e vorbă. Și vorba a fost, bă, fraților, n-am mai văzut putina nici până în ziua de azi. Dar nu mi-e negaș de alt, dacă m-am dus la el, mai m-a luat și la vale. Zice, care e putină, mă? Ce putină? Și-am împrumutat eu o putină la tine? Păi ce, eu am ajuns să iau o putină de la unul ca tine? Ai martor că mi-ai împrumutat ceva? Ia uite la el. Bă, zice, fii atent la mine, ci dacă nu-ți convine, dă-mă în judecată, dar să știi că eu pui martor toți finii mei. Am martor că putină e a mea și o am de la tata. Să nu zici că nu ți-am spus, dacă îți convine, dă-mă în judecată. Mă, fraților, îmi venea să mănânc pământ de necaz, auzi? Îmi venea să mănânc pământ de necaz. Și nu mi-era de putină mie, nu mi-era de putină. Dar mi-era că mă prostește în față, mă. Bă, câte unul de ăsta te face să crezi că zăpada aia e neagră ca funingile, auzi? Lasă că nici cu putina nu mi-a fost ușor. Că era aluveta, o avea de la măsa, de-a jelit-o beata muiere, în vreo 3 zile, de-au crezut vecinii că m-am prăpădit eu, auzi? Mă, când a aflat nepotul meu sucă de treaba asta, ce mă neamărine? Mă, lasă-l tu pe alutroască pe mâna mea. Dacă nu ți-o plăcea, să nu zici mie sucă, auzi? Mă, juratule, zic, bă, ce ai, vezi să nu mai faci iar vreuna nefăcută. De mare, neamărine, ce dracu, așa mă cunoști matale pe mine. Bă, zic, taman că te cunosc, mă, zic, de-aia mi-e frică. Mă, fraților, mă, bă, s-a apucat sucă, a luat o căsălușă și a dresat-o. Bă, minunea minunilor, mă, știi ce făcea? Să te crucești, nu alta. Mergea în 2 labe, dar nu alea de din dărăt, în alea de dinainte, auzi? Făcea cu ochiul, lătra, bă, trăgea și fum din țigare, auzi? Bă, ce-i zicea suca aia, făcea, vorbea suca cu ea, cum vorbești cu omul? Mă, alutroască să perpelea, dă-mi o mămie și că ți-o plătesc, mă, îți dau cât vrei pe ea. L-a perpelit suca așa până în primăvară. E, în primăvară i-a vândut-o, cu 50 de franci. Că i-a și zis, bă, nărodule, mă, te-ai muncit tu cu jigodia atâta, să te prostească ăsta, să o ia de pomană. Taci, mă, neamărine, zice, mă, bă, vezi că-mi te taie capul, mă. Abar n-are troască care a mai decăpătit dresura lui Duda. Duda, ca așa o cheamă pe cățat, Duda o cheamă pe ea, pe cățat Duda. Zice, abar n-are ce afacere fă cu el, așteaptă vreo 3-4 zile că o să vezi. Mă, fraților, și așa a fost, auzi? Așa a fost, că dresura de căpătâia lui Duda era să scotocească cuibarele, să dea ea mă în ouă, știi? Că de-aia îl perpelii să sucă la mânasă, pe troască până în primăvară. Că nu i-a vândut cățaua decât la vreo 3-4 zile, după ce a aflat că troască a pus 15 cloță pe ouă, să facă pui, să vândă el, să facă afaceri, știi? Mă, fraților, a dat Duda ia-ma în cuibare, le-a făcut terci, jumări le-a făcut. Acum fuge troască după sucă, fuge să-i rupă picioarele, să-l jupoaie, ce mai? Numai că nepotul meu ăsta nu e numai iute de minte, nu numai de minte, e iute și de picioare și dacă e vorba de bătaie, îi sfârâie călcâiele, de nu le vezi, auzi? Bă, dar m-auzi pe inimă, mă, ăștia de umblă după chilipiruri le-ar mai trebui din când în când, așa, câte una de-asta, câte un sucă de-asta, știi? Câte un sucă de-asta, m-auzi pe inimă, ce mai?
Alo, da. Birou de mișcare. Trenul de Craiova are 382 de minute întârziere. Noroc. Ba, trăiți. Po. Întrebați și eu vă răspund. Ar fi să plec pe Valea Prahovei. Dumneavoastră plecați și eu vă urez drum bun. Da, cu ce plec? Păi dacă ați venit la mine cu trenul, nu? Asta e bine. Și când plecă? Păi dimineața, după amiaza, seara. Asta e bine. Dimineața plecă de vreme? Da, aveți unul la 0425. Bă, e prea de vreme. Am somn greu. Ce pățeam în armată până mă scula aia cu talanga. Am altă ce ore. Unde vreți să mergeți? La Timiș. Timișul de sus sau Timișul de jos? Nu contează. Mă așteaptă prietenii în gara. Păi vreau să... Da. Sosește la 423 pe linia a patra. Păi vreau să vă explic că nu toate... Grevă. Domnule, vreau să vă explic că nu toate trenurile opresc în gara la Timiș. De ce nu oprește? N-are gara? Ba, are gara, dar așa e mersul trenurilor. Și aia, care așteaptă, știe că nu oprește? Sigur că da. De unde știe? Păi consultă mersul trenurilor, mă întreabă pe mine? Și mă știe? Păi sigur că știu. Te întreb la informații? Cum să întreb la informații când eu sunt informațiile, domnule? Domnule, te-ai necat! Domnule, ce ai? Și cât costă? Ce să coste? Biletul. Păi depinde cu ce mergeți. Cu trenul. Păi știu, dar cu care? Cu personalul, cu acceleratul, cu rapidul. E mai multe? Păi sigur că da. Și acceleratul e mai scump. De ce? Nu merge tot acolo? Ba, merge tot acolo, dar merge mai repede. Nu nimic. Să meargă mai încet. Eu nu mă grăbesc. Dacă nu mă grăbesc. Face reducere? Nu se fac reducere. La copii face reducere. Da. Mama ta, ai copii? Am. Câte bucăți? 10! 10? Când ai mai avut timp să stai la ghișeu? Domnule! Nătărește toate mințile! Mai suntem aici o instituție de stat! Ce crezi că... Ei! Ce-mi trebuia mie de timp? Asta care pleacă e tren electric? Da. Și e mai bine să fie electric? Da. Asta mă gândeam și eu. De ce mai bine să fie electric? Da. Domnule dreata, vrei să mă bagi în spitalul de nebuni? Vii aici! Mă nebunești de cap!
Crezi, crezi că eu le-am vers? Crezi că răsești o ființă? Vii și fă... Gândește-te că n-am avut părinți. Ah, ești din Floricele? Auzi? Te-ai descurcat greu în viață? Cu dumneata mă descurc mai greu. Spuneai că vrei să pleci la Timiș. Nu prin Craiova. Aștept pe frații mei de la Craiova. Trenul de Craiova are 382 de minute de întârziere. Păi de-aia, n-aveam ce face și am stat de vorbă cu dumneata. Mamă! Da. Mai găsi mă bine, nu? Ma Bună seara. Bună seara. Ăsta e trenul de Constanța? Da, da. La câte pleacă? La 20:40. Unde? Păi la Constanța. Ah, da, știam precis, dar nu eram sigur. Vreți să luați ranițele astea de aici? Aveți loc destul dincolo. Da, da, eu nu pun bagajele decât la vedere vis-a-vis de locul pe care stau. Și unde stați? Aici. Imposibil, ăla e locul meu. Dați tichet aici, vagonul 3, locul 20. Ce tichet, ce vagon, ce loc? V-am întrebat eu de tichet, de vagon, de loc? Știți, locurile sunt numerotate. Am zis eu că nu sunt foarte bine, fiecare la locul lui. Greu ne înțelegem, frățioare. Vă supără cum? Nu. Nu puteți fuma. Mulțumesc. Ăsta nu este vagon pentru fumători. V-am întrebat și mi-ați îngăduit. Cine v-a îngăduit? Pe mine nu m-ați întrebat. Bine, atunci... Eu n-am pretins să o stingeți. O să mai stricați un chibrit. Fiți amabil, vreți să-mi dați și mie un foc? Nu, doamnă. Eu n-am pretins să nu fumeze dumnealui. Eu am spus numai că ăsta nu este vagon pentru fumători. Eu sunt un om de înțeles, să știți. Cu mine o să vă înțelegeți de minune, numai să fiți cu minți. Citronade, sandvișuri, ghiftenuțe calde. Eu nu consum niciodată de la vagonul restaurant. Dacă vreți, vă pot oferi niște ouă. Ouă? Da. Aoleu, ați plecat blindat la drum. Uite, ia. Dar spuneți-mi, sunt proaspete, că eu am mai pățit odată spre zimnicea. Excelent. Da. Puțin muștar aveți? Nu am, dar uite, niște piper, dacă... Ăsta e o travă curată. Dar în cantități mici, stimulează apetitul. Da. A cui o fi sticla aia bondoacă? A mea. Niște țuică. Țuică! O fi bună, e bătrână. Doriți să serviți? Hai. Mă mai întrebați? Poftiți. Dizolvă grăsimile. Am un păcărel de hârtie. Nu, de ce să facem risipă? Nu. Excepțională. Să simte sâmburele, excepțională. E un balsam, e bună și de frecții. Doriți puțină? Nu, așa, o mână. Mulțumesc, excelentă. Excelentă. Da. Asta e a dumneavoastră? Da. Mere? Ionatane sau Crețești? Ia. Nu, spuneți că vreau să ghicesc.
doriți, puteți să vă serviți. Nu, da, servez, mulțumesc, dar nu-mi dau seama. Uite, miroase și-a garoafă și-a trandafir. Nu? Ia, serviți, taie setea. Nu, mulțumesc. Nu, vă rog, dumneavoastră? Nu, mulțumesc. Să știți un lucru, eu nu servesc merele decât sub formă de compot, așa că o să iau la mine să le fierb. Revista asta vă mai trebuie? Am luat-o să mai omor timpul. Păi cine voi aveți de cuvinte crucișate să poate strică ochii? Cum în tren și trenul să bălâmbăne? Nu vă supărați. Mai e... vreun loc? Nu, e complet, dumneata. Nu vezi că e... Dar ce să mai pun în hârtie? Să le bag aici, le fier bine, le speli, le dai în două ape, le scoți sâmburii și le pui la fiert. Să mai încercăm un nou de ăsta. Vă doare capul? Da, mă cam încearcă. Doriți un piramidon? Dacă aveți. N-am, dar ar fi indicat și un antinevralgic. Mă rog, dați-mi un antinevralgic. Păi de unde? Că n-am decât niște bicarbonat pilule. Doriți? Nu, mulțumesc. Nu doriți, dar nici așa să refuzați, nu știu, în modul ăsta categoric, așa, cât o fi ceasul. Și 34. Hai, mai sunt 6 minute și plecăm. Anet! Aneta, aici! Hai, mamă, urcă repede! Hai, sus! Soția mea. A venit să vă conducă? Nu, invers. Hai, Aneta, mamă, aici. Bună. Uite, seara. Aici e locul tău, dumnealui ți l-a oferit. Mulțumesc. A fost foarte amabil. De fapt, să știi că sunt niște oameni foarte drăguți. Ai mere aici, mulțumesc. Ai tot ce trebuie, n-aveți apă. Și până la ciulnița asta nu oprește. Mă duc să vă aduc niște apă. Pa, mamă, pa. Sărut-o pe mama, ai grijă de tine. Pa. Sărută și pe tata, vă rog. Fii nu nu mama, că e femeie măritată și... Hai că dacă nu eram eu, mureați de sete. Pa! Cine dintre dumneavoastră știe să joace șah? Matale? Poți să știe loc. Așa, cu care piese vrei să joci? Cu albele. Foarte bine, îmi convine, joc eu cu negrele. Albul mută primul, așa că de ce să am eu inițiativa? De ce să răspund eu de felul cum se desfășoară partida, nu? Hai, joacă. Mă uit la pionii ăștia. Ci că sunt piese mici. Mici, dar nu știi niciodată ce piesă se ascunde în spatele lor. Uite, așa am cunoscut eu odată un pion. E, asta nu avansa ca orice pion, câte o pătrățică. Adică E2, E3, E3, E4, E4, E5. Nu, avansa direct. E2, E7. Și nici studii n-avea. Nu cunoștea nici teoria deschiderilor. Dar să fi văzut cum dădea la o parte orice piesă care stătea în drumul lui. Și știți de ce? Era apărat de un turn. Dacă mai avea numai o singură pătrățică să ajungă în E8 și să ajungă și el o piesă grea, a căzut turnul și a căzut și el. De, ce să-i faci? Așa e la șah. Hai, joacă. Ai și schimbat o piesă. Asta nu-i nimic. Să vezi ce schimbări făceau între ei doi jucători grei cu piesele de care răspundeau. Albul lua un pion care îi prisosea și îl trimitea negrului. Negrul îi trimitea în schimb doi pioni care îi prisoseau. Într-o zi a primit de la alb o damă. O iau, zice. Dar scapă-mă și tu pe mine de doi pioni și un nebun, că tot n-am ce face cu ei. Albul zice, nici eu n-am ce face cu ei, așa că iau. Dar scapă-mă și tu de calul ăsta, că nu mai suportă șaua. Și uite așa s-au trezit fiecare într-o bună zi pe tablă cu schema celuilalt. Păi ăsta nu mai e șah. E principiul Lavoisier. Pe tablă nimic nu se câștigă, nimic nu se pierde, totul se transferă. Hai, joacă. Ai făcut rocada, rocada mică. Alții fac rocada cea mare. Așa am văzut eu odată două piese grele, un fel de regi. Unul era rege în sectorul nasturi cu 4 găuri, iar altul în sectorul tăieței. Numai că primul dădea nasturi care se rupeau ca tăieței, iar al doilea tăieței care erau tari ca nasturii. Li s-a dat șah odată, li s-a dat șah de două ori. Și tocmai când trebuia să li se dea șah mat, au fost sancționați cu rocadă. Adică regele sectorului nasturi a trecut la tăieței și invers. Așa că s-ar putea să apară pe tablă un nou sortiment. Supă cu nasturi sau cămăși cu tăieței. Hai, joacă. Ți-am luat calul. Uite, tot așa într-o zi am vrut eu să iau din piață un cal.
prea ambalat, că dacă îl vrei proaspăt, durează partida. Intri în criză de timp și până la urmă tu vrei să iei calul și te alegi numai cu coada. Dar în ziua aceea era o abundență pe tablă, numai piese frumoase. Pion de tocat, turn, file, am plecat acasă cu două sacoșe pline. Am avut și noroc, ce e drept, pentru că tocmai inspectau piața maestrii de șah ai primăriei. Cum au terminat partida și au plecat, au dispărut și piesele frumoase. Au intrat sub tablă. Hai, joacă! De multe ori am spus eu că șahul seamănă cu viața. Uite, eu când jucam mai slab, m-a lăsat toată lumea în pace. Au apărut primele succese, au apărut și primele felicitări. Felicitări verbale, felicitări scrise. Unele semnate, altele anonime. Dar nu știu cum se face că cele anonime nu nimereau niciodată la mine. Nimereau numai la arbitru. Că aș fi spus una, că aș fi jucat alta, că aș fi spus despre cal că e nebun, despre nebun că nu e nebun, dar se preface. Mă rog, până la urmă a început să mi se clatine poziția și mi-a fost teamă să nu primez mutarea în plic. Așa că a trebuit să mă apăr, nu? Am încercat cu apărarea siciliană. Nimic. Am încercat să mă apere pionul. Ăsta zice, nu, eu sunt mic, eu stau în pătrățica mea. Atunci m-am dus la nebun. Și ce sunt nebun să mă amestec? Și pe urmă mie nu-mi place să sar peste cal. Atunci m-am dus la cal. Ăsta zice, dar ce să nechez eu pentru altul? Vai de mine, vrei să-mi pierd ovăsul? Ei, ce era să fac? M-am dus și eu la capitanul echipei. Ăsta mi-a rezolvat problema în doi timp și trei mutări. Zice, du-te la masa ta și joacă liniștită. E, cine credeți că a venit la mine și mi-a spus, vezi dacă nu eram noi? Pionul, calul și nebunul. Hai, joacă! Ce nu-mi place mie la șah sunt chibiți. Aia care stau pe margine și fac pe deștepți. Cum au prins o greșeală, dau din coate și râd. Ei, da, mai greșesc și eu, că numai cine nu mută nu greșește. Dar vino și dumneata aici lângă mine și joacă. Să te văd și eu că ai dus piesa asta de aici, colo. Că altfel cum vrei să câștigi? Din ce vrei să trăiești? Din remize? Hai, joacă! Ia uite unde a ajuns nebunul. Asta nu-i nimic. Știu eu un nebun care într-o bună zi și-a lăsat acasă dama și cei doi pioni și a plecat după o piesă străină. Nu vă spun ce culoare avea, că asta nu contează. Zicea că o să facă o partidă bună, că o să joace la câștig, că o să ajungă mare maestru internațional, că o să joace numai cu piese de fildeș. Abia când a ajuns acolo a văzut el că fildeșul din care erau făcute piesele erau de la un elefant cu dinții falși. Ce e drept, a ajuns mare maestru. Dădea numai simultane la 14, la 18 și la 20 de mese odată, câte i se dădeau să spele. Acum a început să scrie scrisori că vrea să se întoarcă la B1. Ce să-i faci? Șah prin corespondență. Hai, joacă. Poftim, te-am făcut mat. În 5 minute. Hai că sunt mai tare ca Elisabeta Polihroniade. La ea rezistați câte 15 minute în fiecare duminică. Mai mâine trebuie să plec în străinătate și dăduse-mi anunț la ziar că vreau să cumpăr un câine. Să las biletul ăsta, dacă mă căuta cineva, să-mi trebuie la vecin. Și ce-mi dorisem un câine mic și drăguț. A dat telefon că vine la ora 9, 9:30 și n-a venit. Și trebuia să mă caute și de la... Da, cine bate? Eu sunt vecine. Aaa, vecinul. Iartă-mă, vecine, că te deranjez. Hai, uite, nu, să nu mai aud vorba asta, zi-o așa, mă, și super. Bă, cât ai făcut dumneata pentru mine? Vreme de 2 ani de zile, telefonul și televizorul dumitale au fost ca și ale mele când n-am avut. La vecine. Chiria mi-ai plătit-o de nu știu câte ori, m-ai plătit cu bani. Cum o să mai fie? Vorba de deranj între noi. Așa. Uite care e situația, vecine. Eu, mâine, trebuie să plec în străinătate. Pleci în străinătate? Da, mă. Hai de mine. Mă bucur. Da? Mă bucur foarte mult, zi-o așa. Mă bucur din inimă. E în ordine, vecine. Uite, eu am 1000 de treburi de rezolvat în oraș și cum sunt foarte, foarte grăbit, am lăsat biletul ăsta nu și la mine. Dacă m-o căuta cineva, să bate la matale. Sigur că da, să bate, dur. De ce să nu bate? Trebuie să vină cineva de la servici pentru pașaport. Păi, sigur că da, îmi dau seama. Mă pricep și eu, dar... Bine, bine, vecine. La revedere, cu toată vecine. Dragostea. Mulțumesc foarte mult. Cu toată simpatia. Să bate? La revedere, vecine. Multă dragoste și simpatie. Simpatie. Etajul 4, apartamentul 37. Ăsta e. Aici trebuie să fie. Uite, cumpăr cățel, talie mică, orice rasă, la preț convenabil. Pusilică, aici te vând. Ia să vedem. Opa. Rog sunați la apartamentul vecin. Revin la vecin. Mai bine, mă mai informez și eu ce fel de oameni sunt. Toată vreo că scoală blocul, auzi? Dar nu te mai cumpără ăștia, stai puțin, taci din gură. Că nu te vând eu oricui, nu te las eu pe orice mână. Mă informez ce fel de oameni sunt. Ce fel de oameni sunt, fără sonerie, fără nimic. Îi vrește.
Da. Opa, taci da, imediat. Moment. Ce doriți? Bună ziua. Bună ziua. Vă rog să mă iertați că vă deranjez. Eu am venit pentru vecinul dumneavoastră care care pleacă în străinătate, da? Știu, mai pricepem și noi. Poftiți, da, ce cățeluș drăguț. Poftiți. Eu... Ați loc? Frumos, cum cățel în brațe, nici de zice că... Eu... Stați, luați loc. Da, mulțumesc. Eu venisem numai să mă informez. Înțeleg, nu e nevoie de atâtea explicații. Luați la loc, da. M-am spus doar că și eu am fost plecat, nu? I-l am adus. Da. Dar înainte să îl dau, aș vrea să mă informez ce fel de om e. Că dacă nu e om bun, nu îl dau. Normal, și eu am avut acum 5 ani. Așa că, știu, nu v-a spus că a fost și eu plecat. Da, nu-l mai aveți? Păi l-am dat înapoi. Cum? Când m-am întors, l-am dat înapoi. Nu v-ați atașat de el? M-aș fi atașat de el, dar așa e regula. Nu întotdeauna, eu îl dau definitiv. Eu știu, domnule, mare chestie. Dacă e om cum se cade. Mă rog, de cum se cade, e cum se cade. Acum, și eu sunt cum se cade, nu? Dar una e cum se cade, nea și alta... Alta e, ca să zic așa, încrederea pe care o acordăm. Nu, nu, asta. Bea whisky. Rar, dar whisky. Dacă nu bea mult. Nu, dar whisky. Acum mă gândesc și eu așa ca omul. Dacă îi plăcea suica, era altceva. Nu-i că bătrână de-a noastră. Dar whisky. Nu? Poate e omul suferind. Dar și whisky e bun. Ce părere aveți? Despre whisky? Da. Am o părere. Da, lupt împotriva ei. Sigur. Și fumează Kent. Înseamnă că are bani? Are. M-ați întrebat, vă răspund. Are. Nu v-am întrebat. Nu, vă răspund. Trebuie, dacă trebuie, trebuie, nu? Și am mai vândut și lucruri din casă în ultimul timp. Da? Vreau să spun acum, recent, a vândut lucruri din casă în ultimele zile. Sticle goale, o bibliotecă florentină, mărunțișuri. Da. Mă bucur. Păi da, da, așa zic și eu. Mai bine să vă bucurați acum decât să vă întristați după. Altfel, ce să vă mai spun? E un om serios, nu? Bine văzut în cartier și cam mat, adică are o mătușă. Are o mătușă în alt cartier, acolo unde pleacă mâine. O mătușă. Dacă pleacă. Asta ziceam și eu. Dacă pleacă. Că, adică, nu știu cum să vă spun... Eu m-am atașat așa mult de el, mă simt legat de el. Aș vrea să-l văd mereu în preajma mea, lângă mine. Și ce vă face să credeți că nu o să-l mai vedeți? Păi dacă îl dați. Da, mă rog, dumneavoastră decideți, nu? Acum să vă spun un lucru. Și eu aș vrea să-l mai văd. Într-un fel răspund pentru el și mi-ar părea rău, nu că... Și îl dați. Am nevoie de bani. Cum am spus? Am nevoie de bani. Mă rog, eu n-am auzit nimic. Asta e... Mă privește pe dumneavoastră, nu? Altfel, ce să vă mai spun? Eu îl cunosc așa, ca vecin, v-am spus, în mare. Poate că e un om bun. Are un obicei, însă. Ce obicei? Se întoarce greu. Vreau să spun că l-am văzut la strand, la plajă. Odată a stat 2 zile pe o parte, la soare. De-aia mă gândesc, dacă acolo unde se duce, nu, e soare mult, ochii văd, inima cere. Dar mă rog, dacă dumneavoastră îl dați... M-am hotărât, îl dau. Pot să-l las la dumneavoastră? Cum?
Să-l lăsați la mine? Dar ce, vă mușcă? Nu, dar eu credeam că trebuie să-l dați lui, mă. Nu e nevoie. Atunci lăsați-l. La revedere și vă mulțumesc foarte mult pentru informații. Vă salut. Păi, nu-l lăsați? L-am lăsat. Unde? Sub masă. Pusilică, fă frumos, da, nenea. Azi, atate. Cum? Păi, dumneavoastră, un câine vreați să-i lăsați vecinului meu? Bineînțeles. Și pentru amăritul ăsta vă trebuie atâtea informații. Vai, nu-i amărit, e talie mică, puțilică, tă! Așa, tată, mușcă-l, tată. Și nici măcar nu e câine lup. Mușcă-l, tată. Vaselțelul! Poftim? De cum o să ne deranjez? Din potrivă, ne faceți foarte multă plăcere. Poftim? Bună ziua, la revedere! Da, Vaselțelul, dar vă rog să nu întârziați, da? La revedere! Vine de mine, vine! Cine e la drag? Bine, profesorul de istoria lui Licuță. Marinescu. Da. Și ce vrea? Păi cum ce vrea? Zice că de ce nu venim pe la școală să discutăm despre situația băiatului. Dar ce a făcut? Au, ce a făcut? Păi nu știi că stă prost la istorie, Licuță. Are 4 în teză, 4 la orală, exact media 4. Și? E, și i-am spus că suntem foarte ocupați, știi, așa? Și l-am invitat să vină 5 minute până la noi. Da. Cum, tocmai acum, în timpul mesii, drag? Păi tocmai, nu înțelegi, nu deștept, deși să spun. Păi, la o țuiculiță. Altfel se vorbește. Așa nu crede omul că profităm de situație ca să... Ia, auzi, ei și? Păi trebuie să știi cum să pui problema. Sebastițo, te rog foarte mult să nu discuți nimic despre notele lui Fitul la istorie. Bine, bine, te rog. Bine vorbate, dragă, bine, bine. Of, tot așa te știu toată viața. Nu te-ai schimbat deloc, așa ești. Of, tu ai să îmbătrânești. În principial, iar fiul tău să îmbătrânească cu nota 4 la istorie. Of, Doamne! Aole, sună! Ei, să zic că a venit! Oh, a venit! Poftiți, intrați! Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Să vi-l recomand pe soțul meu. Îmi pare bine. Profesorul Marinescu. Vă rog să ne scuzați că v-am deranjat până la noi. De fapt, eu locuiesc în blocul din colț, așa că... Aici, aproape de noi, da. Da. Am venit să discutăm puțin despre situația băiatului. Da. Vă rog, luați loc. Vă rog, luați loc. Da. Bine, dar mi se pare că dumneavoastră vrea să stăți la masă și v-am deranjat. Nu! Nu, voi se poate! Se poate! Fără nicio obligație, o țuiculiță cu măsline! Mulțumesc, eu am mâncat chiar adineauri. Nu mă refuzați! Dar o sărbăruță gustați! Foarte bună! Nu vă place? Dacă mă refuzați, să știți că mă jigniți! Să știți, soția mea este renumită în arta culinară. Poftiți, luați loc! Da, aici, în capul mesei! Da! Uite salata de bef. Vă place salata de bef? Da, vă mulțumesc, v-am spus că am mâncat chiar azi. Nu-i nimic, o să gustați, să știți cum îi spune Licuță la salata asta de bef. Salata de bef a la Termopile. Zice că la lecția de istorie, asta, Termopile, l-ați făcut varză. E grăstor. Sebastiță, da. Încetează. Lasă de că tovarășul profesor știe de glumă. Să vă servesc o ciorbă la grec, treasă cu smântână. Nu, vă mulțumesc foarte mult, nu-i nevoie. Da, cum o dreg eu, nu o drege nimeni. Adevărul este că e mai ușor să drege o ciorbă decât o notă la istorie, nu? Să vă știți-o, da. Încetează. Pe mine vă rog să mă scuzați. Nu se poate, nu vă las până nu o să gustați și o sărmăluță de haide. Bine, dar numai una. Nu, de ce? 4? Atât i-a spus lui Licuță. Vă mai dau eu 3. Și se fac 7. Nu? Să mă știți, o termin odată. Termină, dragă, că doar n-am spus 9. Am spus 7, nu? Nu serviți? Vă mulțumesc, dar eu v-am spus de la început că am mâncat. În ceea ce privește situația băiatului... E cu nucă. Poftim? Sara Ilia, e cu nucă, am făcut-o, da? Va, e minunată. Această prăjitură s-a întrebuințat la fanarioți. Ce fanarioți, vă? La care s-a încurcat blegul de fiul tu. Și încă rău de tot, să știți. Erau și foarte mulți, tovarășe profesor. Prea mulți erau. Cum obișniți? Mai amară sau mai dulce? Ce anume? Turcească. Nu, vă mulțumesc, eu nu beau cafea. Să știți că Licuța a rășnit-o chiar după nenorocirea cu Sinan Pașa, când l-a confundat cu Osman Pașa la oral. Dar dacă aș fi fost numai asta? Da, în fond se putea aprecia că a greșit numai numele de botez, nu? În loc de Sinan, a spus Osman, pentru că la numele de familie, Pașa, a știut.
Se va știți, o mă scos din pepen. Aolo, așa e, avem și pepen. Da, acum se coche bine. În trimestru 4. Vă rog să mă scuzați, eu trebuie să plec. Nu se poate. Nu, înainte de a vă întreba ce notă îmi puneți la sărmăluțe. Cred că nu dat 4 ca lui Licuță. Nu, dumneavoastră, vă dau nota 10. 10? Da. Nu mă așteptau. 4 și cu 10, 14. O să zic că media 7. Foarte bine, foarte bine. Glumește, și profesor glumește. Lăsați, băiatul trebuie să învețe. Să învețe că... Mi-aș îngădui o sugestie. Care anume? Am văzut că face salată Beofa la Termopile, Sarai-Li Fanariote și cafea la Sinan Pașa. Eu cred că aici e buba. De ce? După notele pe care le ia, cred că dumneavoastră gătiți după carte de istorie, iar el învață după carte de bucate. Procedați invers și o să fie bine. La revedere. Și o mană prin iulie. Da, te găsit tot o găsimule câte ceva. Păi dacă e așa, adu-ți bea ta oala plină, că noi dăm gustare. Ne? Dar ce prințărăți așa de suie? Ia să văd. Adică... Asta ați împușcat toată ziua. Nebunie! Hrii! Hrii? Eu am văzut vreo câțiva care s-au dus pe copcă mâncând. Ma, da, dacă nu știi să-i aleg. Dacă știi, nu. Vezi, eu i-am spus, eu nu mănânc. Lasă prostiile, născut și crescut la poale de pădure. Dar vorba e cum îi face. De asta vreau de ce zici. Că eu știu ce să zic, să-i facem așa cu oție, adică frecaș, salată. Frecaș. Cu usturoi cu oțet. Ăștia frecaș cu usturoi cu oțet. Adică salată. Ăștia prăjiți, dar repede, repede. Răma de asta toată ciurama. O mămăligă bine coaptă. Bine coaptă, ne-a cine să mănânce? Cu cine? Eu și cu tine. Eu? Fui. Hai, ia, noroc! Sucul pădurii. Carnea ei? Ia dacile. Ne se poate zâncina prietenia totală. Rupe chiar. Dar nu mănânc să mă ta. Bine. Facem o probă, ca să fii mai sigur, da? Mă rog. Da, știi cum se face proba? E o linguriță de argint și dacă se negrește... Îmi pare rău, linguriță de argint n-am. Mai? Nu. Mai simplu, dai unui câine. Băi, asta-i mai ușor, că vă stă la dispoziție. Băi, ursule, ia vină un coas. Ia vină un coas. Ia vină un coas.
Acum ce zici? Putem mânca și noi, nu? Dar nu înainte de a mai bea o oală, că tare-i bună. Noroc, noroc și bucurie. Ia. Ce? Ia, ia și mănâncă. Ia o și pe asta. Ha? Ei, zice, bă? Bun. Da? Bun. Bun. Gustos, gustos. Dar puțin cam iuț. Ha? Ha. Noroc. Vă rog să-mi dați un lacăt cu închizător secret. N-avem. Atunci dați-mi un lacăt cu siguranță. Lipsește. Atunci dați-mi o broască iale. N-avem nici de-aia. Atunci dați-mi... N-avem de niciun fel, tovarășe. Atunci de ce mai țineți deschis magazinul ăsta? Pentru că n-avem un lacăt ca lumea să-l închidem. N-am spus-o de-aia afară pe secretara mea? Bă da, din cauza lipsei de memorie. Și atunci? Eu am dat-o, dar ea, uitați, s-a întors înapoi. Bine ai venit! La mulți ani! La mulți ani, la mulți ani! Salut, la mulți. Mă iertați că am venit fără soția mea, dar ne-a sosit în vizită un nepoțel și n-am putut să-l lăsăm singur. Vai, îmi pare rău! Da, atunci am tras cu banul care să vie aici. Și mata ai câștigat? Nu, eu am pierdut. Ce faci, nene, nu găsești broasca? Dă-mi iei cheile să-ți descui eu și altă dată să bei mai puțin. Lasă-mă, dă-le cheia. Mai bine ține casa. Puiule, puiule, ce-i cu tine? Ce-i cu privirea asta așa fixă? Mă uit la paltonul meu din cuier. De ce? Fiindcă al tău a dispărut acum o jumătate de oră. Ai văzut, dragă? Ionel iar ne-a umblat în portofel. Ia nu mai învinui copilul degeaba. De unde știi că Ionel? Poate eu ți-am luat banii. Imposibil, că mi-a mai rămas 3 lei. E atât de subțire peretele, încât trebuie să stau până la 2 noaptea ca să ascult discuțiile de la Ionescu. Bine, dar e groaznic. Da, dar mai groaznic e că e atât de gros încât nu înțeleg nimic de ce vorbesc. Ce doriți, vă rog? Ascultă, aș dori mâncarea pe care o are tovarășul de la masa vecină. Eu mă duc să-l chem la telefon și dumneavoastră, eu luați. Ce face, dragă? Dansăm sau stăm de vorbă? Sunt foarte obosită, prefer să dansăm.
Poftiți tortul. Da. Oh, extraordinar. La mulți ani, ce frumos e scris. Nu, 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 are o defecțiune. Vă aș ruga, dacă se poate, trandafirul ăsta, puțin mai aici. Așa. Ăsta, acolo, în partea aia. Așa. Nu. Tot, ăsta, la loc. Așa. Ăsta, puțin adus aici. Ai, că-i frumos. Nu merge. Ăsta, nu. Ăsta, tot aici. Ăsta aici. Ăsta aici. Și ăsta aici. Ăsta e. Bravo. E gata. Vi-l împachetez? Nu, îl mănânc aici. Nu știu ce cadou să-i fac nevestimii de Revelion. E cum, întreabă? Da, deci chiar atât de risipitor nu pot să fiu. Bună ziua! Bună ziua! Acum câteva zile am cumpărat un scaun de la dumneavoastră și s-a rupt. Probabil că v-ați așezat pe el. Scumpa mea nevestică, scrie acolo, testament. Las mașina mea, lufani, vârmi. De ce nu lunaie, frate meu? Las hainele mele, cămășile și 6 perechi de pantofi pingeliți, gata, lumache, vârmi. Dar de ce nu lumitică cum nată meu? Las tranzistorul japonez. Las luțanții Matilda. De ce nu lunuții, verișoara mea? Ascultă-mă, cine moare, ești eu sau tu? Icoane pe sticlă. Icoane. Asta zic și eu, afacere. Alo, Marcel? Da. Mișu la telefon. Vorbesc de la un telefon public. Sunt la Satul Mare, scurt. O să-ți procur niște vestigii ieftine. Ce mai? Niște reminiscențe sticlă. Aha, martini. Ia-mi și mie câteva să... Da, numai la băutură, zic capul. Am niște racile, domnule. Racile. Chestii de-alea, dar nu ne mai dezbărăm noi și ne critică. Le iau ieftin la prima mână. Aha, înțeleg, calamare. Da, nu înțelegi nimic. Ce-a venit la Satul Mare să iau ceasuri, ce ești nebun? E, atunci? Vorbesc de la un telefon public. Aaa, aștept, plouă acolo? Nu plouă, cum o să plouă? La București plouă rău de tot. Da, observ că plouă pe banii mei. Păi spune, ce? Cum să-ți explic? Păi oricum. Marcel, tu crezi în cineva pe lumea asta? Cred, în Maricica. Mi-ai luat de grijă, minune asta cu Maricica. Lasă-mă cu Maricica, că nebunesc. Marcel, pot să-ți procur. E, ce? Asta e, ce? Ce? Niște vederi cu ramă de se pun ele în casă pe peretele de la răsărit. Eu pe peretele la pun frigiderul. Nu, ești contra mea. Eu știu unde pui tu frigiderul, Marcel. Nu toți oamenii pun frigiderul pe peretele ăla unde când intră cu botezul, se duce drept acolo. În baie? Ești nebun. Cum o să intre cu busuiocul în baie? Cap de rumeguș. Marcel, că Mișu la telefon. Da, măi, tu. Nu știu, eu nu-ți cunosc părinții, dar despre tine am auzit că ai fost premiant în liceu. Fii atent la ce spun. Când zic Maramureș, tradiție, artă primitivă, tu la ce te gândești? La Maricica.
Lasă-mă, domnule, cu mare cică, că nebunesc. De ce să te las, băi? De ce să te las? Mă iubești? O iubesc? De ce să te las? Marcel. Marcel, fii atent, Marcel, că îți dau de înțeles. Dacă aș zice, luate ar dracu, ar fi păcat. E normal, ce ți-am făcut? Și nu pot să-l omor, că e departe. Marcel, fii atent. Zic, Maramureș, tradiție, ape, munți, că mai ascultă vreunul, localnici peste tot, și în casă, la câte un localnic, la câte un localnic în casă. E? Ce găsești la un localnic în casă? Palincă. Dacă mai zici odată palincă, te strâng de gât pe telefon, atâta știi. Palincă și maricica. Mai bine erai mistic. Înțelegi? Mistic! Mistic! Păi nu sunt, măi. Păi puteam să am eu norocul ăsta? Du-te la dracu! Ba, du-te tu la dracu. Unde să mă duc eu, Marcelică? La dracu. Aha. Hai că încep să intri pe drumul cel bun. Ești pe aproape, pe aproape, Marcelică. Fii atent. Unde să mă duc eu, Marcelică? La dracu. Aha. Eh, eu zic ceva invers. Aha. Vrei să te împaci? Nu, vreau să te otrăvesc, Marcelică. Vreau să... Fii atent, Marcelică. Fii atent. Fii atent. Stai că te iau altfel. Hai, fii atent că nu mai am decât doi poli. Ascultă, tu ai văzut la televiziune serialul ăla cu unul care avea ceva pe cap? Da, Cojac. Omule, ăla n-avea nici păr, dar minte... Minte ce? Minte... Nu, că poate să nebunesc omul. Poate să nebunesc omul. Ascultă, Marcel, stai că te iau altfel. Am găsit Bucureștiul. Bucureștiul cunoști, opera. Opera, știi unde e? Da. E, ce e vis-a-vis de opera? Restaurantul Opera. Eram sigur. Ascultă, consumator amolit. Dar lângă restaurant, alături, alături, când o iei pe strada Sfântul Elefterie, subliniez, Sfântul Elefterie, ce e? Un părculeț. Bravo, Marcel. Bravo, Marcelic, așa este, așa este. Este un părculeț. Da, e un părculeț, așa. Și când intri în părculeț, înțelegi? Eh, eu pot să-ți procur castan. Asta este. Asta este. Așa este. Castan. Uite de ce dau eu 200 de lei la telefon ca să te întreb pe tine dacă nu vrei să aduc castane de la satul mare, Marcel. Marcel, urmărește-mă că nu mai am bani. Ce este urmă și eu de la miliție? Marcel, Marcel, stai, stai că te iau altfel. E ziua ta. Pe 29 mai. Când vrei tu? Nu e când vreau eu, ți-arăt și buletinul dacă nu te cred, Marcel, că de când? Nu trebuie să-mi arăți. Nu trebuie să-mi arăți. Ești în elementul tău. Vin, maricica alături, pe masă vin. Roșu. Roșu, roșu, cum vrei tu, de care vrei tu. Așa. Tu închini un pahar. Fii atent. Închini un pahar de vin. Da. Zi, mă, închini! Da, domne, ce mare lucru. Îmi vine rău. Îmi vine rău. E complet idiot. E idiot complet. Marcel, Marcel, stai că te iau altfel. Nu ai vin. Cum să n-am eu? De ce să n-am eu, bă, vin? O fiară, presupunem, stai că n-ai vin. Na. Păi am bere. N-ai nici bere, n-ai nimic, lacomule. N-ai nici bere, nici vin, nimic. Niciun fel de băutură și maricica fuge cu unul în provincie. Tu nu te rogi să-i calce tramvaiul? Numai pe el. Normal. E, și cum te rogi? Călcă-l tramvaiul. Răule. Răule, și nu-l calcă. Renunți? Nu. E, ce zici? Cum te rogi tu? Arde la foc. E, nu e frumos. Da? Dar să o ia pe maricica e frumos? Păi nu e. Nu e. Și atunci tu zici... Dă, Doamne! Doamne, să-l calce tramvaiul. Zi. Să-l calce. Să te calce pe tine, de idiot. Zi după mine. Dă. Dă. Doamne. Doamne. Stop. Stop. Aici am vrut să ajung. Am niște poze cu omul. Cum adică? Tu știi cu cine a fugit maricica și mi-ai ascuns? Ești nebun. Ești nebun. Am poze cu ălaltul, cu... De ce sunt doi? Unul singur, celălalt, singurul. Da, ce să zic, mare lucru să ai poza mea. Da, bravo, Marcel, bravo, Marcel. Vă să zic că tu ești un Dumnezeu. Sunt. Bine, bine. Atunci fă-ți icoane pe sticlă la fotobuzești să văd dacă ți le cumpără cineva. Asta. Alo. Alo. Alo, Marcel? Marcel? Da, că s-a întrerupt. Tocmai acum când plecaseră și ăștia din jur. Alo? Alo? Mișu!
Mișu! Cum care Mișu? Mișu Matis, Coraca, colegul tău. Marcel, Marcel, fii atent, pot să vorbesc, au plecat toți. Pot să procur niște icoane vechi pe sticlă. Marcel? Nu e Marcel? Nu e casa Marcel? Nu e o casă? Dar ce e? Tovarăș ofițer, vă rog să mă iertați, am greșit! Am greșit! Ei, cum stați cu greutatea? Cu greutatea stau bine, cu înălțimea stau prost. După tabel ar trebui să am 2,20 m înălțime. E o piesă ultramodernistă și nu prea înțeleg. De ce stați îngerit astfel în cață? Uite de ce scandalos. Vecina mea din stânga a dormit. Și ăsta e un motiv să mă trezești pe mine? Palmi, Petrica. Nu te enerva, Petrica. Fii calm, Petrica. Nu supărați, dar copilul e micuț, el nu înțelege nimic. Pentru că eu sunt Petrica. Crașcule, da? Unde pleci? Mai este jumătate de oră până la terminarea programului. Și astăzi ai venit cu o oră mai târziu. După ce am întârziat la venire, vreți să mai întârzi și la plecare? Ce ați făcut? Mi-a scos adinte. Nu vă faceți probleme. Încet, încet, ajungem noi și la cel bolnav. De ce n-ai mai dansat cu sora mea? Fiindcă e lipsită de tact, m-a întrebat cu glas tare dacă știu să dansez. Și ce e așa grav în asta? Păi m-a întrebat în timp ce dansam cu ea. Dar și redactor, ați citit novela mea pe care v-am trimis-o prin poștă? Da, am citit. Am citit-o cu mult înainte de nașterea dumitale. Iubito, astă seară nu mă aștepta. Să dorm aici. Bună ziua. Bună ziua. Știam eu că cine intră odată în unitatea noastră nu se poate să nu ne viziteze și a doua oară. Păi, da, dacă n-ați dat doi pantofi dreptul. Dar de pălăria vecinei ce zici? Da, tu. Și eu la fel. Ai fost la premiera piesei mele? Da. Și ce părere ai? Are ceva bun și nou? Are, dar ce e nou nu e bun și ce e bun nu e nou. Specialiști mi-au spus că aș putea să merg și la operă cu vocea mea. Desigur. Dacă aveți bilet. Draga mea, am cumpărat bilete pentru film. Vai, ce bine mă duc să mă îmbrac. Grăbește-te, că sunt pentru mâine seară. Am citit la intrare că ați primit peste 1000 de perechi de pantofi, modele noi nouțe. Da, așa este. Aș putea să-i încerc? Iubirea mea, iubirea mea e trecătoare. Bună ziua! Cine ce voce! Oare îngrozitoare! Nu, nu vreau. Știți cumva cine cântă? Da, nevastă mea.
nu, 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 nu. Te rog să... Vă rog să mă credeți că nu, vocea nu, vocea nu, vocea e bună. Vocea e bună, melodia e oribilă. Da, știți cumva cine a compus-o? Eu. Regizor? Bună ziua! Dumneavoastră ați văzut proiectul de afiș? Da, l-ai văzut și dumneata? Da, l-am văzut și eu. Și cum ți-a plăcut? Nu mi-a plăcut deloc. De ce? Pentru că pe afiș sunt trecut a cincea. Da, și cu asta? Oh, eu n-am popularitate de a cincea, am cel puțin de a doua. Eu sunt chemată și în șușe. Afișul a fost întocmit în ordinea indicată de autor. Ce autor? Shakespeare. Oh, dacă Shakespeare ăsta ar ști că joc în piesa lui, m-ar trece prima. Cine poate să joace mai bine scena aceea când îmi bagă în șiș și în inimă? Mă rog, eu acum nu pot să te mai trec prima. Foarte bine, mă treceți ultima. Dacă vrei dumneata așa, a, foarte bine. Bine. A, dar cu și? Cum cu și? Adică îi treceți pe toți și la urmă și pe mine, cu litere mari. Și cu... N-am loc de și, pentru că toată lumea e trecută la rând. Oh, aveți dreptate. Atunci mă treceți cu... Cum cu? Adică îi treceți pe toți la rând și la urmă cu mine, adică și cu mine. N-am loc nici de și, nici de cu, pentru că iese rândul din chenar. Nu nimic, mai înghesuiți puțin și intru și eu, adică și cu mine, și cu și cu mine. Nu se mai poartă afișele cu și cu. Eu n-am spus și cu, am spus mai cu și sau mai cu cu. Sau mă rog, dacă doriți dumneavoastră, puteți să băgați și cu sau cu și. Sau dacă nu-mi cabe, băgați în loc de și cu sau în loc de cu și. Dar tot mai drăguț era dacă era și cu. O fi. Dar dacă te trec pe dumneata, o să vrea și alții. Ei, cu? Pardon, ei și? Mă rog, atunci treceți-mă alături de. Sau în colaborare cu. Sau mulțumită lui, sau alături de. Împreună cu. Bine, dar nu sunteți toți împreună? Oh, toți sunt împreună cu mine, alături de mine. Sau numai cu mine. Și ștergeți pe ceilalți ca să încapă. Da? Și cu la revedere. Dar ceilalți au aflat? Și în preajma premierei, afișul a apărut în felul următor. Astăzi seară mare spectacol, cu cutare și cutare, alături de cutare, în colaborare cu cutare, împreună cu cutare, cu participare extraordinară a lui cutare, și cu și cutare, și cu și cutare, și cu cu cutare, și cu și cu cu, și cu cu și și cu și și cu cu. Și până la urmă la spectacol a mai venit cucu. Poți să iau loc la masa ta? Da, bineînțeles, invitatul meu. Ce bine îmi pare că te văd. Da, ce cu tine? Parcă am obosit. Nu par, dragă, nu par. Sunt. Ia-ți un concediu. Am fost în iulie. Uh-huh. Da, după aia niște lucrări urgente, plecări în delegații, știi cum e, să adună. Bineînțeles, să adună. Atunci, ia-ți un concediu medical. Concediu medical? Păi n-am nicio boală. Ei, n-ai nicio boală. Ai, ce-o găsește doctor. Care doctor? Are, că de fapt nu-i doctor. Costică, îl știi pe Costică? Știu, cum să nu știu. Nu mi-ai prezentat-o acum 2 ani. Dar ce, Costică e doctor? Asta te-am spus, că nu e doctor, dar lucrează la un spital. Și? Uite, stăteam cu el la masă, cum stau cu tine. Acum. Nu știu. Cum? Tu care ești secretarul comisiei, nu poți să-mi aranjezi și mie un concediu mai lung? Iuțu, nu dau eu concediile medicale. Lasă că și toate nu dai tu concediile medicale. Concediul medical îl dă doctorul, dar tu trebuie să-mi găsești pe un acolo, mă, care să mă găsească grav, bolnav. Nu există, tăchiță. Nu există, mă, că trebuie să fie unul care să... Că vorba e, dau și eu un cadou. Nu există. Mă dezamăgești? Cum? Lași tu un om, un bolnav, pe mâna virusilor? Dragă, uite ce, ca să vezi că vreau să te ajut, ar fi o metodă. Știu. Tot cu un cadou frumos. Nu e vorba de asta, totul e
cum îi dai ca nu cumva să iasă discuții după aia? Aia e, zic și eu, să nu iasă discuții, că după aia e, îi dau în plic. Veche. Îi dai în parcul Herăstrău. Zău? Noaptea. Păi și cum ne recunoaștem noi în parcul Herăstrău noaptea? Vii în costum de vânător. În parc? N-ar fi mai bine în grădina zoologică? Nu, 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 în parc. Ai costum de vânător? Nu, n-am. Păi scunde-le. Oh. E bine, îl cumpăr, da. Și îi dau în mână? Nu. Te sui într-un tei. Într-un tei? Și cum recunosc eu care noaptea, care e tei? Păi vezi că e lângă un rododendron. Și cum? Cum știu eu care e noaptea rododendronul? Miroș teiul care e alături. Bun. Și ce fac în tei? Faci ca pupuza din tei. Pu-pu-pu-pu. Mai cu simțire, oleacă, mai... E prea naturalist, ar putea să creadă că e o pupă de adevărat. Mai cu trăire, mai cu... Bun, bun, și după ce am făcut așa, ce mai fac? Laș plicul, scobor repede. Ai văzut, Ardan? Am văzut, e, acolo, ce... Da, da, trebuie să strig ca Tarzan. Dacă ai făcut pu-pu-pu, nu mi-e nevoie ca Tarzan. Și a doua zi... Te prezinti la comisia de expertiză. Aha. Și acolo pui tu o vorbă. Nicio. Ca să mă recunoască ăla că eu sunt cu pu-pu-pu. E, așa, da? Bun, și? Și am făcut așa cum mi-a spus. Și a doua zi m-am prezentat la comisie. Și dumnealui ce are? N-are nimic. Cum nimic? Analizele sunt perfecte. Pu-pu-pu! Nu-l vedeți că arată ca un cascador? Pu-pu-pu-pu! N-are niciun motiv serios ca să primească concediu medical. Pu-p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 u! Dar termină, frate, cu pu-pu-pu-pu-urile astea! Termină, frate, cu pu-pu-pu-urile! Cum să termin, frate, cu pu-pu-pu-urile? Te faci că nu știi? Ce să știu? Cum ce să știi? Că ți-am dat un plic cu 2000 de pu-pu-uri. Mie? Da, cui? Azi noapte, în parc. Vrei să spun? Spune. Spune să auziți dumneavoastră. Azi noapte, în parc. Când am venit îmbrăcat, vânător, în parcul Herăstrău. Și m-am suit în tei. În teiul de... L-am mirosit teiul care era lângă rododendron. Rododendron! Așa, și când m-am înțepat și într-un cactus, undeva. Nu spun unde. Spune, spune, frate. Nu, nu spun unde. Și pe urmă, când m-am suit eu întâi de l-am mirosit, și pe urmă am strigat eu acolo cu simțire. Pu-pu-pu-pu! Pu-pu-pu-pu! Pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu! Că am repetat și acasă. Pu-pu-pu-pu! Plus plicul. Și pe urmă m-am dat jos, ca Tarzan. Domnule coleg, nu crezi că prezintă simptomele de halucinații psihoastenice? Da, da! Pu-pu-pu-pu! E clar! Pu-pu-pu-pu! Termină, frate! Pu-pu-pu-pu! Pu-pu-pu-pu! Da, și mi-au dat concediu. Am înțeles, am înțeles. Pentru nevroză psiho-pu-pu-pu. Nu, nu pentru asta. Dar pentru ce? Pentru... Am uitat să zic. Când am coborât din tei, s-a rupt o cacă. Pu-pu-pu! Mințule, auzi ce scrie aici? Că a fost un meci extraordinar, că a apărat portarul 11 metri. Eu dacă a tras pe mijlocul porții, cum să... Tu știi foarte bine că nu mă interesează veciurile tale. Ia cârpa de braț, ia mătura, uite-n ce hal alet mai fă și tu curat, eu mă duc la coafură, dragă. Asta e bună. Păi măcar de revelion să arăt și eu ca lume. Măcar de revelion să arăt și eu ca lume. O să fac curățenie cu o cârpă și cu o mătură. A, ce? Așa e. Eu am să folosesc ceva mai modern. Mai modern. Mm.
Pare bine că v-am cunoscut. Că sunteți o intelectuală, ce poate fi mai plăcut pe lumea asta decât să ai o conversație la un nivel mai relevat? De altminte, tot din conversație mi-am însumat și cultura. De la unul un bonjour, de la altul un Tannenbaum. Uite așa, ajungând să posed vreo 4-5 limbi materne, pot spune fără să mă laud că am devenit un bun poligam. Au vrut să mă angajeze și la unete ca tranzistor, dar n-am vrut și că... Luați, vă rog, serviți. Este o băutură foarte bună, tare reconfortabilă, coniac Hennessy Williams. Coniac excepțional. Nu beți alcool, foarte bine faceți. După mine, băutura e un vițiu și ar trebui să fie penibilă de pedeapsă. Luați mai bine un pahar cu apă portabilă, că tot apa portabilă e cea mai bună băutură de izvor. Eu mă pricep foarte bine, că doar sunt apicultor. Vă rog, niște murături, nu doriți? Murături sunt la indiscreție, nu o să vă facă rău, pe garanția mea. Mă pricep foarte bine că am și vreo 2 ani de medicină pe înțelesul tuturor, așa că sunt oarecum semidoctor.
Și pe băiatul gazdii, tot eu l-am vindecat, știți? Tot se speriase, credeau că a făcut o concluzie intestinală și când băiatul n-avea nimic, a știi, mâncase ceva gras și avea arsuri pe sarcofag. Înțelegeți? A doua zi însă l-am chemat pe frate meu, cam un frate care e soră la un spital. I-a făcut o intraveninoasă și a scăpat băiatul. Rog, luați, serviți. E foarte drăguță gazda, ospitalieră, primitivă. Ce-mi place mie foarte mult la dânsa e că nu e posacă. Are o fire veselă, vorbăreață, solubilă, foarte solubilă. Și mobilă, aranjată cu gust. Ce lămpi, ce ilustre. Și-mi place lumina confuză. Asta procrează o atmosferă intimistă. Pentru noi intelectuali ăsta este un lucru foarte de preț. Știți, creierul are o mulțime de unde electromagnifice pe care le omite în toate direcțiile. De aceea noi care muncim mai mult cu psihicul, cu subconștientul, avem nevoie de un relaxativ. Odihnă sau o carte mai ușoară, polițistă, știți de ce să ne recunoaște? Mie îmi plac foarte mult cărțile polițiste, chiar aseară am citit una foarte frumoasă, Câinele din Basketball. Este o bună epopee, acțiunea se întâmplă într-un mic orășel de lângă Scotland Yard. Cine vrea să o citească, eu o dau imediat pentru că am în biblioteca mea pentru toți. Eu mai am și alte cărți, de pildă, Mama lui Gorky. Mama lui Gorky, păcat că nu-mi amintesc numele autorului, dar cine a scris-o, frate? Cam un lipsus acum, un lipsus. Tolstoievski sau așa ceva. Crede. Mai am și un Larus? Un Larus? Da, nu l-am citit chiar pe tot, că rusește nu știu încă așa de perfect. Și pe urmă... E și prea gros, mai frate. Îmi plac acum serialele astea de la televiziune și cum a fost ăla de anul trecut, la serialul ăla englezesc, ăla cu Offside Saga. Bun, bun. Vă rog să luați, să serviți niște icre foarte delicioase, de pește. Prin acestea peștii se și înmulțesc. Ce, nu știați? Cum? Asta la fel ca și proaștele, prin metempsihoză. Vă place muzica? Și eu, să știți că sunt un foarte mare megaloman. La toate concertele am abonament. Zici un vals? E minunat. Un vals al lui Schopenhauer, foarte frumos. Mie îmi place mai ales partea asta de la urmă. Allegro, ma non lesco. Cele mai întâmplări și în viața compozitorilor ăstora. Ați auzit de fuga lui Bach? A fugit săracul de frica inchiziției fiind acuzat de calviție. Asta s-a întâmplat când cu Papa de la Roma, când i-a mutat scaunul la Avignon și a murit de durere că nu mai avea scaun. M-
însă un lucru sigur, eu cred că s-a omis numai o ipotenuză. Ora, e bine că avem o infecție, ceva la vezica jubiliară, sigur. Pase, da, 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 și dansurile astea. Ah, câtă de bandare la tineretul ăsta. N-au niciun fel tanșaung. Eu am unul, dar nu găsesc baterii. Și cu coanele care își pierd ore întregi la coafor, cu capul prin diferite vase capilare, și își delapidează și părul de pe picioare. Vorba poetului, où sont les neiges danseurs? Seara, stimați telespectatori! În ediția de astă seara a emisiunii noastre vă prezentăm Dizertația estetică, locul pomului de iarnă în locuința contemporană. Prezintă profesor doctor docent arhitect O. Tannenbaum. Vă mulțumesc pentru atenție. Așadar, Abies alba pertinata coniferus, în traducere liberă, O brad frumos. În traducere îl găsim în piață mai greu. Dacă nu avem o rudă în piață, cumpărăm o rudă a bradului, moliftul. Acesta se cumpără la coadă și se scutură în tramvai. Cu ce-a mai rămas, mergem acasă și cântăm cu toții O molift frumos, o molift frumos. Dacă nu apucați nici molift, cumpărați un brad de plastic, care poate fi folosit atât ca gladiolă, cât și ca pom de iarnă, întrucât nu seamănă nici cu una, nici cu alta. Acasă bradul se așează pe o măsuță. Dacă este prea înalt în sus, aranjăm cu vecinul să primească vârful prin tavan. Dacă este prea înalt în jos, aranjăm cu măsuța și îi tăiem picioarele. Apoi luăm măsuța și o punem în dormitor, de unde scoatem șifonierul pe care îl punem în sufragerie. Da, dar unde punem masa? În baie. Dar în baie e baia. Și atunci unde punem baia? În vestibul, în locul frigiderului pe care îl punem în șifonier. În acest mod simplu, pomul ajunge lângă fereastră. Aici avem avantajul că odată cu pomul putem aprinde și perdeaua. Dacă nu dorim să aprindem nici pomul, nici perdeaua, folosim cu încredere tradiționalele artificii care nu se aprind nici puse pe aragaz. Cel mai indicat este însă să împodobim pomul de iarnă cu un set de lumânări electrice, ca acestea, le vedeți? Aceste lumânări puse în priză luminează feri. Ați urmărit rubrica Cum să ne împodobim și să ne despodobim locuința. Vă dorim în continuare vizionare plăcută. În ultima vreme au apărut în comerț o serie de noi produse din import, utile, foarte utile fiecărei gospodării. Ne-am interesat de ce aceste produse nu sunt însoțite de o notă explicativă în limba română și ni s-a răspuns că nu este necesar, întrucât este de ajuns să citești ce scrie pe produs ca să înțelegi la ce folosește și cum se întrebuințează. Să luăm de pildă acest plic delicat, conține etelize sito. Cum se întrebuințează? Foarte simplu, întoarcem plicul și citim.
Zevese isebebebe tetelehe. Tetelehe pergic zargarepa. E clar. Sau, acest elegant flacon vars, cum se întrebuințează? Foarte simplu. Cocosipolili nanagugu. Nanagugu? Dar fiți atenți. Nu cumva să dizuravic și nici nagrezevac. Dacă ați cumpărat un flacon de glacidet, glacidet, mai întâi va trebui să pomeru tabulca. Apoi protopocremen, un litru și pe urmă pauzit în virop cu 5 grade. Și în rest, nenapadă o zaguga. Deci, stimați telespectatori, Nerato vi lasata mumu. Adică vă mulțumim pentru atenție. Stimați tenismeni, stimate tenismene, îngăduiți-mi să vă fac o confidență. Am o nouă dragoste, iubesc tenisul. Mustața pe care o vedeți, mi-am lăsat-o în semn de omagiu pentru acela care a fost la o mustață de salatieră. Debutul meu în tenis nu s-a produs nici pe Progresul, nici la Wimbledon, nici la Forest Hills, ci la cineva de la Federația de Încălzire Centrală. Am așteptat 4 seturi până să intru în audiență, dar cum persoana arbitra în deplasare, am intrat în prelungire. În finală, m-a primit, i-am înmânat memoriu, acela a studiat cu toată atenția, mi-a făcut memoriu game. Am luat game-ul, deci am câștigat întâlnire și am rămas la încălzirea cu lemne, ca așa în tenis. Depinde foarte mult cu cine joci. Eu odată am jucat cu un jucător senior care m-a rugat să fac ceva pentru juniorul său să nu fie trimis la tenis de câmp. Bolintinul Dândeal Navetist. Să rămână în București la tenis de masă ca adjunct de băiat de minci. N-am știut cum să-l servesc pe junior și atunci seniorul mi-a luat serviciu. Ca așa în tenis. De pildă, un fost vecin al meu, la început eram egal, ius peste tot. Eu teren cu zgură, el teren cu zgură, eu două camere, el două camere, eu salariat, el salariat. Pe urmă, el șef abator, eu salariat, avantaj serviciu el. Eu teren cu zgură, el gazon ultra-central, avantaj el. Eu joc simplu, el joc dublu, eu cantină, el mașină, avantaj el. Pe urmă, eu aici, el în spatele fileului, 10 ani, avantaj eu. Ca așa intens. Mi-aduc aminte într-o altă partidă, un jucător cu o poziție foarte bună în clasament a trimis o minge afară, a trimis a doua minge afară, l-a trimis pe frate s-o afară, pe cumnatul s-o afară, pe soră s-o afară, bine frate, dar toți out, toți out, toți out. S-a observat în tribune, respectiv a fost eliberat în lot și numit arbitru Pătrușe, ca așa intens. Am răcit. Ia uitați-vă cum umblă. Am încercat să-mi fac rost de un echipament cu o joc de miel a la Simon Sfântul. Dar de la magazin passing shot la fabrică, de la fabrică passing shot la depozit, de la depozit passing shot la stână și cu o joace câte vrei numai la passing shot. Și de unde mii sterline. Ca așa în tenis.
Mai am un break și pentru unii juniori care nu pun mâna pe rachetă, nu pun mâna pe servici, nu pun mâna pe nimic. Ciupez de la papa două mingi, two ball, pe urmă un pol și un pol mall. Și pe tabela lor de marcaj, a zero, mâine zero, păi mine zero, dar ce vor băieții ăștia să stea toată viața la zero, zero? Ăștia sunt tot timpul contra serviciului. Da. Da, da. Sunt anunțat de arbitru de scaun că e o minge match ball pentru mine. Vă rog să fie liniște în tribune! Silence, please! Silence, please! Nu. No. No, mai bine nu. E ultima mea minge. Nu știu unde o dau. Nu știu în cine o dau. Îmi ia altul salatiera și o rămân cu salata. Ca așa în tenis. Napoli matrimoniale. Da, luați loc. Luați loc. Soțul meu nu e acasă. Dar luați loc. Mi-a zis că se întoarce imediat. Vă mulțumesc, doamnă. Vă mulțumesc. Și ce puteți să fac pentru dumneavoastră? Nimic, doamnă, absolut nimic. De atunci, pentru ce ați venit? Păi, acum câteva zile m-am întâlnit cu soțul dumneavoastră, care mi-este un foarte bun prieten și vechi coleg de școală. A, și pe care nu l-am mai văzut de 15 ani, pentru că am fost plecat în America. A. Da. E, ce mai faci? Cum îți merge? Bine, bine. A zis el, eu m-am căsătorit de vreo 2 ani. O, zic, foarte bine, mă bucur foarte mult. Și tu, zice el? Păi, eu zic că m-am întors acum câteva zile din America, pentru că societatea la care lucrez, Petrolifera, m-a mutat la sediul de aici, în Napoli. Dar știți, stau la hotel. Da, aș vrea să mă mut într-o cameră mai ieftină. La o familie. Ce ocazie grozavă, zice el. Poți să-ți dau o cameră la mine acasă? Zic, foarte bine, mă bucur foarte mult. O să ne aranjăm și cu prețul, a zis el. Așa că eu de asta sunt aici. Eu pentru asta am venit, știți? Da, Arturo o să vină imediat, așa că vorbiți cu el. Da. Apoi atunci am să mă înțeleg cu el când o să vie și am să-i prezint și complimentele mele pentru gustul de care a dat dovadă atunci când s-a căsătorit cu dumneavoastră. Noastră, mă vedeți acum? Eu am fost o floare, domnule. Nici nu mă mai recunosc deloc. Soțul meu azi dimineață iar a tras un glonț asupra mea. V-am pușcat? Da, a luat revolverul și a tras. A fost o minune că nu m-a nimerit. Pe semne că Madonna mă apără. Cum? Azi dimineață a tras un glonț în dumneavoastră? Numai azi dimineață? Trage mereu. Primul foc de revolver l-a tras în prima noastră zi de căsătorie la masă. După felul 2. Asta este extraordinar. Bă, și nu v-a nimerit? A fost o minune. Glonțul s-a dus Dumnezeu știe unde. Apoi au trecut câteva zile. Cara mie, bambina mie, ne-am împăcat. A doua oară a tras într-o dimineață de vreme. Spuneți-mi, la cafeaua cu lapte? Hmm? Adică la... A treia oară... De ziua mea,
onomastica. Asta e bună. Ce ești tine? Ce ești tine? Și de cât timp vă împușcă soțul dumneavoastră? Păi nu spun. De 2 ani. Din prima zi când ne-am căsătorit. Extraordinar. Dar ar putea să iasă o nenorocire întreagă, doamnă. Ei, și pui ce să fac eu? Până acum am scăpat. Cine știe cât o să mai meargă. De semne, mă doream acolo. Dorotea! El e, să sperăm că e bine dispus, altfel vezi dumneata. Te pui cu mine. Michele! Salve, Arturo! Salve, Michele! Salve, Michele! Michele, să mă iers că nu mai găsesc acasă. Nu faci nimic, nu faci... Dar unde ai fost? Am fost să cumpăr niște gloanțe, că se terminaseră și nu mai aveam și... Da, da, păi am vorbit cu soția ta și da, te-am așteptat pe tine, pentru că... Nu? Da, da, gata, să stai da, jos, Michele. Da. Stai jos. Avem și scaun? Da. Ai văzut camera? I-a arătat omului camera? Nu, încă nu, dar n-are nicio fel de importanță. Nu, n-are nicio importanță, Michele, asta e primul lucru, să vezi camera, dacă-ți convine, dacă nu-ți convine, dacă... Să știi că eu n-am de gând să slujesc pe nimeni. Acum am ajuns și servitoare. Țin toată casa asta în spinare. Seara când mă culc, nici nu mai simt picioarele. Dorotea, Michele, adică ce, pentru mine nu e greu, adică eu nu muncesc. Uite de la mine și... Tu fii odihnit? Bine dispus de la prăvălie și încep să comanzi. Frumoșel și bine odihnit, ha? Are dreptate. Frumoșel și odihnit, de la noi, de la prăvălie, frumoșel. Nu. Doar te-am mai vorbi așa că mă apucă nervii. Repede te mai apucă nervii. E nervos, domnișorul. No, Arturo, te rog, nu răspunde. Michele, lasă-mă, că asta dă niște răspunsuri care fac să se urce sângele. Arturo! Da, da, ai dreptate, nu, mai bine să tac din gură, nu, sigur. Iartă-mă, Dorotea, stai jos, Michele, stai jos. Da, abia ai venit la noi, nu? Da. Și musafir la noi aici, bei o cafea, Michele? Da, cu mare plăcere, dar n-aș vrea să deranjez. De ce să ne deranjeze o cafea, se poate? Aș bea și o cafea, nu? Cu plăcere. Dorotea, fă-ne două cafele, una pentru mine și una pentru Michele. Două cafele ca să... Băie! Una pentru ambasadorul Spaniei și alta pentru pașa din Beirut. Duceți-vă și beți-vă cafeaua la cafenea! Dorotea, du-te și fă două cafele. Da, ce tu ești, Jung, du-te și fă-le tu. Dorotea, fă cafele, tu mă cunoști! Te cunosc, cum să nu te cunosc? M-ai făcut să rămân numai piele și oase. Seara vine de la servici, de la prăvălie mă otrăvește viața. Pentru mine, nu-i nicio distracție, nici măcar un cinematograf! Și cafea gata, nu-ți fac, am terminat. Dorotea, mă scoate de-n fire, Dorotea! Arturo, ai înnebunit? Nu, eu nu vreau cafea! Lasă-mă, Michele, lasă-mă! Nu vreau cafea! De data asta sunt hotărât să termin cu ea! Arterie, mă, că așa te vei limita un dom! De data asta! Să nu mai scapă! Arturo, ce-ai făcut? Ai împușcat-o! Nu. Madonna mia! S-a întâmplat o minune. Iar nu m-a nimerit. Am scăpat și de data. Arturo! Nu face nimic, dragă. Imediat vă aduc cafea, imediat. E gata, că știam că trebuie să vii și am pregătit-o, e pe foc. E pe foc, cafea e pe foc. Madonna mia, ce transpirat ești. Nu, vrei să te schimbi? Nu, am transpirat puțin, să știi, foarte puțin. Adică am fugit. Muncește de dimineață până seara. Da, ce, parcă tu nu muncești, pentru tine nu e greu. Da, ce, o fac cu plăcere. Și ce fac? Stau toată ziua degeaba aici în casă. Tu însă avea nevoie de puțin odihnă. Bietul Arturo, imediat v-a duc cafeaua, imediat. Da. Deci e foarte comodă pentru tine, să știi. Biroul e la 100 de metri de aici, camera are bai, și ce bai, și ce bai. Nu, hai să vezi, hai să te simți aici ca între prieteni. Da, bineînțeles. Dar unde puteam să găsesc ceva mai bun? Păi chiar, unde să găsesc ceva mai bun decât... Da. 15 ani în America. 15 ani în America. Ia spune, te-a speriat? Dacă m-a speriat, încă puțin și muream. De ce? Închipuiește-ți, să vezi cum se trage un foc de revolver asupra unei femei.
Nu. Eu te întreb dacă te-a speriat America. Pa, nu, cine știe ce America. Napoli, Napoli. Cum ți se pare Napoli după 15 ani? Sigur că da. Așa cafea n-ați mai băut, o să vedeți. Este delicioasă, doamne Dumnezeu. Sadona mia! Haina cea nouă! Ai rupt-o! Am și uitat să spun, nici nu știu cum s-a întâmplat. Bineînțeles, cum mergi tu aiurea ca un tâmpit. Bagă de seama, cum vorbești și vorba aia ca un tâmpit. Dar cum ai vrea să-ți vorbesc, ha? V-ați agăsat puțin haina, domnule, bravo, ce plăcere! Ca și cum ne-ar da bani afară din casă. Să nebunești, nu altceva! Dar nu-ți închipui că eu îmi rup hainele ca să mă distrez, Dorotea, s-a întâmplat. Doamne, dar e foarte adevărat. Adevărat, e că e foarte blank. Bine, adevărat și asta, sigur că e adevărat. N-ai făcut așa și cu pantalonul de flanel? Haina maro n-ai pătat-o de cerneală? Așa, are dreptate, nu, și haina de flanel și pantalonul de cerneală le-am pătat, dar dă-i două ace, dacă-i dai două ace. Ar trebui să fiu nebună. Așa crede, tu așa mă crezi. Așa crede dumneavoastră, când unul-i blec, altul coase imediat cerul pe el. Dorotea, Dorotea, coase haina imediat. Doamne Dumnezeule, Doamne Dumnezeule. O să coți când am să am eu chef. Dorotea! Stai să o iei la Paștele Cailor. Dorotea, astă seara ajung cu tine la cimitir. Coase haina imediat. Nu ți-a fost, nici dacă ar fi să mori aici pe loc. Na! Dorotea! Dorotea, vreau să intru la închisoare! Arturo! Lasă-mă, Michel! Arturo! Arturo! Lasă-mă, nu merită haina! Nu merită haina! Trebuie să mor odată! Nu eu! Nu eu! Nu eu! Nu tu! Patona mea, iar mi s-a întâmplat o minune. Iar mi-a întâmplat. Da. Am scăpat și de data asta. N-ai murit? Nici de data asta? Mai bine să mori amândoi. Hai, l-am coace, dragă! Țocos eu! Să repar imediat! O să coți că nici nu o se vadă unde a fost ruptă, nici dacă te uiți cu lupa! Ce gaură! Ce gaură! Hai, coasă, coasă, și vină repede, Dorotea, vină repede! O coasă imediat, știi? O coasă îi dă două. Michele! Michele! Asta e o violență de om care trebuie băgat la închisoare. Într-o jumătate de oră să vezi două coase de vasă ta. Nu, eu înnebunesc. Am să depun mărturie să fii băgat la închisoare. Nu la Palamuc. Ce Palamuc? La Palamuc. Între noi doi totul s-a terminat. Stai, omule, s-a terminat. Stai, omule, stai, omule. Nu stau, stai, eu cred. Nu. Ce violență, ce închisoare, eu fac asta anume. Cum anume? Arturo, m-ai strigat? Arturino. No, no! Eu fac asta anume, anume, că m-am însurat cu nevastă mea, care e o femeie foarte bună, dar are un caracter infam. Pentru mica toată în stare să întoarcă toată casa pe dos. Dom'le, dă niște răspunsul ca tu ar face cu adevărat. Înțelegi? Eh, în prima noastră zi de căsătorie, am avut una din discuțiile astea mai animate. Stăteam la masă și mai din pricină că m-a făcut să mă enervez, mai și dând țigneala mea, așa, a spus pistolul ăsta, care e pentru copii, știi? Nu, e pentru copii, e cu capse. E cu capse. Pac! Și-am tras un foc așa înspre. Imediat am văzut schimbarea, știi cum stăteam așa la masă? Înțelegi? A devenit într-o dată dulce, surâzătoare, drăguță. Și-am înțeles. Am înțeles. Ca să fie liniștită, trebuie să trag. Dacă nu trag, nu stă liniștită. Și atunci trag și eu, știi? Trag mereu. Ce să fac? Spune-și tu. Da. Cum mă înțeleg, sigur. Asta înseamnă că e un revolver cu gloanțe oarbe. Capse! Capse, bineînțeles. De ce nu mi-ai spus asta de la început? Era să mordifică. Arturo! Da. Uite, nu se mai crede nimic. Ești mulțumită? Mulțumit, draga mea. Hai să vă arăt camera. Nu, iertați-mă, eu trebuie să plec. Nu, e adevărat, nu, am un prieten, am o întâlnire, am întâlnit la oră. Atunci am mers și eu cu tine. Ieși. Păi da, ieși și eu, nițeală, să-ți iau puțin aer, dar de ce te deranjează? Nu, du-te. Tu
că mă las singur acasă? Atunci ești mulțumit și fericit. Da, nu sunt mulțumit deloc, draga mea, dar nu sunt mulțumit. Aseară am fost la teatru, la altele, la cinematograf. Nu, dar înțelegi și tu, a venit prietenul meu. Nu l-am văzut de 15 ani. Eu nu l-am văzut de 15 ani, el nu m-a văzut de 15 ani. Nu l-am văzut de 30 ani, trebuie să mă duc să ușor. Nu vin nici la masă. Așa. Ne facem de cap. Știi ce zic eu? Tu n-ai să iei, n-ai să pleci, n-ai să ieși, n-ai să pleci. Eu am să plec. Dar n-ai să pleci. Am să plec. Dar n-ai să pleci. Nu, am pușcă și hai să mergem. Nu se poate. Ține-mă. Lasă-mă, Michele, lasă-mă! Lasă-mă, Linter, să întâmplă o nenorocire! Nu te lăs! Lasă-mă! N-ai să pleci! Lasă-mă! N-ai să pleci! Am să plec, dă-mi drum, dă-mi drum! N-ai să pleci! Am să plec! Ba, n-ai să pleci! Am să plec! N-ai să pleci! Mă, doamnă mie, iar s-a întâmplat o minune. Iar nu m-a nimerit. Am scăpat de data. Sorcova, vesela, să trăiți, să îmbătrâniți, ca un măr, ca un păr, ca un fir de trandafir, tare ca piatra, iute ca săgeata, tare ca fierul, iute ca oțelul. Și-am venit cu sorcova, dar o șopârlă în ea. Eu până acum habar n-aveam ce înseamnă o șopârlă. Am crezut că e un fel de specie de reptilă. Reptilia la certa în latinește, lezar în franceză și în limba maternă gușter. Abia acum am aflat că sunt mai multe feluri de șopârle. Cele care trăiesc în pădure, pe lângă casa omului și cele de pe lângă dosarele salariaților, șopârla dosaris. Conspectând preistoria, capitolul 1, pagina 4406, paragraful 1, am aflat că oamenii din cele mai vechi timpuri umblau cu șopârle, cu singura deosebire că atunci le desenau pe piatră, iar acum le scriu pe hârtie. Autorii și atunci și acum, anonim. Este adevărat că strămoșul omului colabora mult mai bine cu strămoșul șopârlei. Un singur dinozaur, dinozaurul este un fel de șopârlă maxi, îți ajungea pentru 30 de colegi. Cu doi solzi îl promovai pe colegul Neandertal din funcția de șef de peșteră în cea de Sisif 4 la serviciul Mișcarea Bolovanilor. Pentru cei neinițiați, după preistoria a urmat istoria, primele corporații specializate sunt, citesc din memorie, printre altele, Casa de Șopârle Mazaren, Unitățile de Galanterie și Batiste Iago, Chioșcul de Otrăvitoare Borgia. Borgia Vesela, pe toți câți a sorcovit, gura flor le-a mirosit ca un măr, ca un păr, ca un fir de trandafir. Dar să revenim la șopârlele noastre. Spre deosebire de trecut, ele sunt ceva mai mici, deci mai ușor de transportat, mai ales dacă sunt prevăzute cu mențiunea confidențial personal. Ele se înmulțesc prin scris, recomandate sau par avion, oral, prin discuții de la om la șef sau prin cântat. Vezi aria Calomnii din opera Bărbierul din Sevilla sau mai multe arii din opereta, lăsați-mă să-l cânt. Sorcova, vesela, veselă, socrezma ta,
fiindcă unii nu se lasă și-ți bagă și-o pârla în casă. Tare ca piatra, iute ca săgeata, sună telefonul. Răspunde nevastă-mea și o voce îi șoptește la telefon: fii atentă, cucoană, că l-am văzut pe gușterul dumitale, adică pe mine, în rând cu o vertebrată blondă la filmul Splendoare în iarbă. Soția mea nu s-a lăsat deloc influențată, dar mi-a dat un telefon la teatru și mi-a spus: vino repede acasă, frumosule, că te satur eu de noapte igoane și mă sorcovește de o săptămână. Mă rog să trecem și peste asta. La capitolul Prietenul la șopârle se cunoaște, aș vrea să citez o întâmplare din tinerețe. Trebuia să joc rolul principal din piesa Singurătate a alergătorului de cursă lungă. M-a sprijinit un prieten din tinerețe, m-a susținut în fața Consiliului Artistic pe care l-a felicitat pentru această inițiativă, dar a ridicat o foarte mică obiecție. De ce tocmai eu în rolul alergătorului de cursă lungă, care am platfus de mic copil? De ce am ascuns asta colectivului platfus? În ce scop, tonăș? Sigur că n-am mai jucat ereu, am dus tava la teatru vreo 2-3 ani și pe tavă era șopârla prietenului meu. Mai da dârla, dârla, Toma cu șopârla, sapă, frate, sapă, sapă, sapă și bagă la apă. Hai da dârla, dârla, Toma cu șopârla. Într-o dimineață intru într-un magazin și un tânăr între două vârste se apropie de mine și îmi spune: de care sunt? Românești, zic eu. Nu e bune, zice. De ce nu e bune? Ai cumpărat dumneata? Nu, zice, n-am cumpărat, dar am auzit azi noapte. Azi noapte? Zic, unde ai auzit? Dar ce faci dumneata noaptea, domnule? Zice, n-asculți șopârlița liberă? Și a plecat. Mi-a lăsat mie șopârla. Care șopârlă? Că ăsta-i crocodil. Mă rog, să trecem și peste asta. Șopârle, mai găsești doar un prieten greu? Da. Mă rog, sigur că am mai putea clasifica șopârle și de maniera următoare. Șopârle de jos în sus, care, mă rog, trec așa mai neobservate, și cele de sus în jos, care eu atât am avut de șopârlit. Mai departe, sorcova veselă, să sperăm că ne-om lăsa de șopârle și fitile, crocodil și alte reptile. Ai de spus ceva în viață? Spune cu curaj pe față. De la tinerețe până la bătrânețe, până la bătrânețe, la anul și la mulți ani. La 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 Mefisto? Adică Dracul. Nu știu dacă vă mai amintiți, dar anul trecut am visat că am ajuns în rai. Anul ăsta m-am mutat mult mai jos. Nu știți ce ponoase trag acum ca drac. Dacă aș fi știut, cum face vreunul vreo prostie, gata și scuza. Nu e el de vină săracu, Dracul a pus. Eu, nu știu. Uite, vă dau cuvântul meu de onoare, că aflu faptul petrecut după ce s-a consumat. Da, da, și nu știu atunci de ce mă amestecă pe mine. De ce mă amestecă pe mine? Nimerește câte unul o slujbă grasă, cu leafă mare, cu... Și nu-i vorba că și muncește, știi? Muncește, da. Pleacă cu o hârtie la semnat la ora 8 și se întoarce la birou la ora 3. Și îi merge. Îi merge. Tot se întreabă: mă, cine îl ține pe ăsta în brațe? Dracu știe. Vă jur că nu știu nimic.
De unde? Însă ei știu toți. Dar tac. Tac, tac, pentru că tăcerea e de aur. Vorba unui corespondent voluntar, care a fost transferat la cerere, la cererea șefului. Pe directorul unei fabrici de mezeluri, ci că l-a pus dracu să fabrice numai parizar. Eu l-am pus. Deci eu n-aș mânca și altceva. Că umbli după o felie de șuncă până de mi-am înțărcat eu copiii. Am auzit odată o discuție între doi pământeni. Zice unul: bă, m-am întâlnit la cucuiețe de-n deal cu cineva din conducerea ministerului. Puci că minți, zice celălalt. Cineva din conducerea ministerului la cucuiețe de-n deal n-a văzut nici dracu. Ăsta avea dreptate să mă aghezmuiască cel de sus dacă l-am văzut pe teren. Pe vremuri, fiecare breaslă avea câte un patron în calendar. Cărciumari îi aveau pe Țipetru și Mihai. Pompieri l-aveau pe Stilie. Ăștia din birou l-au pe Sfântul Scaun. Și nu se mai dezlipesc de el niciodată. Mie mi se mai spune și mi se spune talpa iadului. Eu? Păi fac unii niște pantofi. Îi porți o zi, două, se dezlipește talpa și pe urmă umbli ca ăla din romanul lui Zaharia Stancu. Că pantofii, aleluia! Pardon de aleluia, că vorba asta e de la echipa adversă. Apropo de echipa adversă, m-am întâlnit într-o zi cu ăl de sus, negru de supărare. Dar ce s-a întâmplat, Doamne? Auzi, mă, ucigăltoanca? L-au găsit pe unul cu 100 de chile de un de lemn în cămară și a dat vina pe mine. E cum pe matale, Doamne? Da, a zis că îi trebuie pentru candelă. Ce-ai de gând cu ăsta, Doamne? Păi, eu zic să-l iei tu. Îl iau, Doamne, îl iau, te servesc. Auzi, ce, am fost într-o zi la o expoziție. Stătea un tânăr în fața unui tablou. Se uita și zicea: dracu să mă ia dacă înțeleg ceva. Zice cineva: păi ca să înțelegi, citește și tu cronica. Ia cronica și o citește. Temitizarea exhaustivă și relațional caducă. Incongruența fenomenologică și introspectiv cromatică. Adică l-a căutat pe dracu și l-a găsit pe Tasu. Și parol d'onă, eu n-am pictat niciodată în viața mea, nu? Și tata săracu pe căldura aia numai de cronică plastică nu-i ardea. Am uitat să vă spun că unui tartor bătrân de la IAD i s-au aprins călcâile după un drăcușor de fată. A gonit-o din casă pe tartorița lui și s-a mutat cu diavolița. Într-o zi când s-a întors pe neașteptate de la băi, de la Pucioasa, a deschis ușa și a văzut pe dracu gol. Gol. A vrut să dea buzna, dar n-a putut să intre pe ușă din cauza coarnelor. Și se mai zici că nu e dracu chiar atât de negru. E sigur că nu e negru. E blond. Sau, cum am auzit eu de unul, care fugea de muncă ca subsemnatul de tămâie. A făcut el ce-a făcut și a ajuns la dracu în praznic.
ci că s-a făcut frate cu mine. S-a făcut frate cu mine până a trecut puntea. Da. Acolo, ca ocupație principală, mă trăgea pe mine de coadă. Și într-o zi l-am auzit la un post de radio făcând ca toți draci. Culmea e că tot mie mi-au ieșit vorbe, ci că și-a vândut sufletul dracului. Nu-i adevărat. L-a vândut ălora pe 30 de arginți. Ci că șopul scuză mijloacele. Da, drace. Eu aș mai fi stat de vorbă cu dumneavoastră, dar la noi astăzi este meci mare. Foarte mare. Fece iadul contra fece raiul. O să spuneți că noi n-avem nicio șansă, pentru că toți jucătorii buni sunt în rai. Da. Dar arbitrii... Nu cred în semne, decât în semne de punctuație. Una este să spui, Stella Popescu este o actriță simpatică și telegenică, cu semne exclamări. Și alta este să spui, Stella Popescu e o actriță simpatică și telegenică? Da? Da, sigur că da, să-i comunic. Bună ziua! Păi bine, tovarășe secretară, se poate? Te-am rugat pe dumneata să bazi la mașină adresele mai importante. Și dumneata ce faci? Ce frază e asta? În încheiere menționăm, tovarășe director, că noi considerăm comanda anulată pe dumneavoastră la fel. Ca întotdeauna vă salutăm, tovarășești. Asta e punctuație, frate! Considerăm comanda anulată. Punct. Și apoi de la capăt. Pe dumneavoastră, la fel ca întotdeauna, vă salutăm, tovărăjești. Și de fiecare dată bați în felul acesta. Se poate? Vă rog să mă iertați, tovarășe director. Am să încerc. O să mă străduiesc, da? Fii foarte atentă, tovarășe. Păi ia gândește, ce s-ar întâmpla dacă dumneata ai vorbi așa cum scrii la mașină? Ce-ar ieși dacă ai vorbi folosind punctuația așa, ca în rapoartele sau hârtiile pe care le scrii la mașină? Se vede... Să vorbesc așa cum scriu? Da. Ar fi ceva... Rău. Bună ziua. Bună ziua. Tovarășul secretară, pot vorbi cu tovarășul director? Tovarășul director e ocupat la telefon, vorbește singur. Ați venit? Ce-ați spus? Singur ați venit? Da, singur. Fii-te rog, amare și dă un scaun. De ce nu mi-ați spus v-aș fi dat afară? Plouă. Dar de ce să mă dea afară, tovarășe? Nu, afară plouă. Poftiți scaun. De fapt, știam că tovarășul director trebuie să se ducă la centru și speram să-i vină numele. Dumneavoastră, vă rog. Ce ai zis? Numele dumneavoastră, vă rog. Trebuie să vă anunț și poate vă primește ieri. Au fost, de fapt, audiențele. Să mă primească ieri? Nu, ieri au fost, de fapt, audiențele, dar poate vă primește și azi, în cap. De listă v-am pus. Nu pricep nimic, nu înțeleg. În cap de listă v-am pus. Tovarășe secretară, fii te rog amabile, dăm pe director, pe contabilul șef, pe administratorul cantinii, pe oricine. Tovarășul administrator e în curtea din spate, taie un om, lemne. Taie un om? Nu, dai un om lemne și dânsul îl supraveghează. Ia, ascultă, tovarăș. Da. Dumneata, crezi că eu am venit aici să mă îmbolnăvești de inimă? Te rog foarte mult să-l anunți pe tovarășul director că îl caută inspectorul Alexandru Petrescu. Tovarășul Petrescu, dumneavoastră, sunteți de ce n-ați spus? Îl anunț imediat, vă rog să așteptați 2 săptămâni. Sunt de când trebuia să veniți. Tu o să aștept 2 săptămâni? Nu, 2 săptămâni sunt de când trebuia să veniți, dar eu abia acum am aflat că dumneavoastră sunteți într-o parte. Am și eu dreptate. Cum sunt? Într-o parte am și eu dreptate. Ce este? Ce s-a întâmplat? Frate, dragă, secretara subitali m-a îmbolnăvit. Dă-mi repede un calman să-mi treacă trenul, pleacă peste un sfert de oră și aș vrea să prind ultima cursă și mai ales gara e departe și te rog să-mi dai mașina să mă duc la naiba cu toată povestea asta din provincie că eu am vrut să trimit pe altul. Stai, frate, că nu înțeleg nimic. Ce ai spus? Ce am spus? Parcă eu mai știu ce am spus. Poftim, am început să vorbesc ca ea. Tovarășe director, am uitat să vă anunț, fratele dumneavoastră de la Bacău a telefonat Arde. Ce face? Lasă. Mai departe? Arde de nerăbdare să vă vadă. Perfect, mersi.
Mă uit la ei, dar unul mai șugubă, zice, auzi mă, bade, ma tale știi de ce sunt a doua zi după anul nou olteni zgâriați pe ochi? Nu știu, zice, vorbesc. Bă, de-aia zice că de anul nou mănâncă și ei săraci cu furculița, zice. Auzi vorbă la el, mă, frate, auzi vorbă la el. Dar altul zice, mai agricultura. Zice, tu știi de ce mai nou oltenii nu mai fac mămăliga în ceaun? Nu știu, zic, dar ce-o fac? Păi ce-n tigaie să aibă loc în servieta diplomat. Auzi, mă, frate meu, când auzi una ca asta, mi s-a sui sângele la cap, auzi? Mi s-a sui sângele la cap. Nu dă-le glume, că nu-mi pui o mintea cu ele. Dar sunt de aici. Păi ăștia umblat pe la Oltenia cu 2 ani. Acum 2 ani. Dar m-a abținut, gata, mă uitai, eu ca mulți. Bă, să nu-mi pui mintea cu ei. Dar nici eu nu mă lăsai, zic. Auzi, dar dumneavoastră știți de ce noi olteni avem coatele ascuțite? Nu știm, ziseră toți într-un glas. Păi de aia zic eu, să ne facem loc printre fraieri, zic. Ulește, ce vorba e asta? Cum să vă faceți loc? Păi zic, uite așa, zic eu și băcui loc, ajuns să-i mai învață, ajuns să-i mai învață la zivoare. Dar tot nu plecai de acolo până pe la 11 și ceva. Mă, când ajunsai acasă, mă, fraților, în loc să fie petrecerea întoi, era o hărmălaie, fierbea toată strada, că nepotul sucă scosese pe Bismarck pe balcon să nu mai ciugoală, să nu mai ciugoală stafidele la cozonac, la cozonac, să nu ciugoală stafidele, scosese pe balcon. Al dracu Bismarck când se văzut pe balcon, o notă să-mi foie, ful, sări pe balcon, pe blocul de alături care era mai mititel. Începu sucă cu nașa, cu ai bătrâni să chireie. Ieșiră oamenii din balconul, din blocul cu pricina, ieșiră la fereste, pe balcoane, suca al meu n-are de lucru, zice, păza că sare de sus. Unul mai tare de ulei, de urechi, în loc să înțeleagă că sare de sus, înțeleasă că arde de sus. Mă, fraților, început să strige, foc, arde sus, și chemă pompierii. Acum era hărmălaia întoi, că veniseră pompierii, dar nici tu foc, nici tu Bismarck. Că asta nu înțelegea capitanul de pompieri. Mă, ce amestec are Bismarck în tărășenia asta? Că le știți să omul. Bă, zice, voi o luare prea de vreme cu anul nou. Și-și luară tulumbele și plecară. Dar nici pe Bismarck nu-l mai găsără. Că spusă unul că l-ar fi văzut sărindu pe balcon în stradă, că îl luasă unul la braț, îi legase o funtă roșie la gât, plecase cu el prin gara de lor să zică la mulți ani la călători, știi? Dar ce era afară nu era nimic, pe lângă ce era înăuntru. Păi da, înăuntru hărmălaia dracu. Masa pusă, sarmalele abureau și nașul chiar dusă cheile la casa de bani. Rămăsese zaibă închis în casa de bani, n-avea cheie, auzi. Mă chemase el pe mecanicul de bloc, să căznea omul cu niște fiare, cu niște pile, cu un burghiu. Suc al meu îi dau o mână de ajutor, își mai da și cu presupusul. Zice, mă nene, n-ai o țiră praf de pușcă, mă, să aruncăm broasca în aer. Mă, Falconeti, zic, mă, fisar, starea ta, dracu, ce-ți bagi mâna sub de mâsterbeu ăla, pleacă de acolo, auzi? A bătrână zice, lasă mărine, lasă copilul să înveți o meserie. Eu, doamne, am zis, asta-i mai trebuie în rodului, să înveți să spargă case de bani. Vino, mă, pleacă de acolo, zic, că te învăț o meserie la primăvară. Te învăț o meserie sfântă, să ari, să semeni, lasă. Nașul zice, mă, fraților, dacă ar fi aici prietenul meu din armată, Florică, gură de lup, bă, ăla spărgător, artist, bă, ăla ar sparge-o cât aici pește. Păi cheamă-l, zice nașareta. Nu poți, zice nașul, că e la o școală de 6 ani de recalificare. Vă lezi și pe ce învață acolo? E, te învață să spargă cheatră, zice, sparge cheatră acum. Dar tot cu suc a avut sărăm noroc. Da, cu nărodul. Zice, nașul, am o idee. Nu, doamne, am zis că asta ne mai lipsa. Ce idee, vă zice nașul? Mă, zice, hai să luăm casa de bani, să o zdruncinăm bine până spargem de mijana. Și pe urmă curgeți, dai, vă rupi la broască. Mă, fraților, ta ce-a făcut, am auzit. Așa făcurăm, de acum eu bag seama că de când e lumea lume, ăsta e primul vin scos prin nefracțiune, auzi? Eu bag seama că ăsta e primul zaibăr care nu e stors din struguri, e stors din casa de bani. Că unii din vin au umplut casa cu bani, suc al meu din casa de bani scoasă vin. Și acum prag de anul nou, vă zic din inimă, sănătate, spor la muncă, fericire și pace, că e mai bună decât toate. La anul și la mulți ani. Seara. Ce vă putem servi? Aș vrea niște băuturi, niște aperitive pentru Revelion. Da, avem ce doriți. Avem șliboviță, rom, fernet. Fernet e bun? Da, sigur, cu lămâie, cu bulețe de gheață. Dați-mi un fernet. Da, la 18 ce aveți? Șliboviță și 15, 18 și 15. O șliboviță, vă rog. Da, vă dăm tot ce doriți. Dar voastră sunteți clientul nostru, stăpânul nostru. Poftiți, mulțumesc. Să o vezi cu plăcere. Mulțumesc, la mulți ani. La mulți ani, un moment, ați uitat să plătiți. Ce să plătesc? Șlibovița. Păi n-am schimbat șlibovița pe fernet? Da, numai că n-ați plătit fernetul. Dar ce-am luat fernet? Nu l-ați luat. Păi atunci vezi, la mulți ani. La mulți ani să trăiți un moment.
N-ați luat fernetul, dar v-am dat în schimbul lui o sticlă de șlibovici. Și? Și trebuie să o plătiți pe moment ce n-ați plătit fernetul. Păi uite fernetul, raftul dumitale, eu nu plătesc decât ce cumpăr. Șlibovița ați cumpărat-o? Omule, eu n-am cumpărat fernetul, l-am schimbat pe șlibovița, așa că la mulți ani. Păi la mulți ani, dar nu e gata. De ce? Pentru că dumneavoastră când ați intrat în magazin ați venit cu o sacoșe goală și acum plecați cu o sticlă de șliboviță neplătită. Asta e culmea, mă faci și excroc la mulți ani și de fernetul coace. Cât costă? Un pol. Păi uite polul. Da. Și? Și banii pe șlibovița. Dar n-am nevoie de șlibovița dumitale. Uite șlibovița, dăm polul și la mulți ani că mă apucă revelionul. Păi la mulți ani și banii pe fernet. Păi nu ți-am dat în schimb șlibovița. Da, dar n-ați plătit fernetul. Atunci uite fernetul și dăm șlibovița. Și fernetul meu? Păi dacă e al dumitale, de ce să-l plătesc? Nu, că v-am dat în locul lui șlibovița. Păi cum o să fie șlibovița în locul fernetului? Atunci pofiți șlibovița și de fernetul și am terminat și la mulți ani. Și la mulți ani și banii pe fernet. Omule, fratele meu alb, păi n-ai primit șlibovița. Dar mata n-ai primit fernetul. Și atunci? Uite ce zic eu, ca să terminăm afacerea, hai să bem câte un păhărel din fernetul dumitale. Ba să zic că recunosc că e al meu. Nu, că nu l-ai plătit. Atunci ia înapoi fernetul. Dă-mi mie șlibovița și bem fernet. Asta. Și să vă dau banii pe fernet. Da. Așa, mulțumesc, la mulți ani și să-mi dai banii pe șlibovițe. Costică? Da, mama. Sună, Costică. Crezi? Da, chiar, văd eu. Dar de ce să vezi tu? Că văd eu. Da, mama. Alo? A închis. Ce a închis? Telefonul, Costică. Când mi-a auzit glasul, a închis. Era mardare. Da? Și ce treabă are mardare cu tine? Păi nu cu mine, cu Jenică. Vor să meargă mâine la pescuit, să prindă pești și bibani. Mm-hmm. Dar nu cu râme, da. Cu musculițe. Așa. Săracele. Și dacă era mardare și-l căuta pe Jenică, de ce a sunat la tine? O fi greșit numărul, mamă, că el are 15044 și noi avem 250008. Da. O fi făcut invers. Și dacă era mardare, de ce a închis? Pentru că știe că eu nu merg la pește. Mie nu-mi place peștele. Costică. Și pe urmă cum era să te las mâine duminică singură acasă? Costică. Da, mama. Era o voce de femeie, Costică. Era nevasta lui Mardare. Hey. Da, care a răgușit și vorbește așa pițigăiat, ca o femeie. Probabil că o căuta pe nevasta lui Jenică, că vor să meargă împreună la Romarta să-și ia de palton. Dacă era nevasta lui Mardare, de ce a închis? Pentru că tu ai palton. Ce, vrei să ai două? Ai unul foarte frumos. Chiar mai frumos decât o să fie paltonul nevestelui Mardare. Costică. Da, mamă. Și dacă era altă femeie? Crezi tu să aibă Mardare pe cineva? Amelie. Și când te uiți la el, nu dai doi bani. Nu dai doi bani. Lasă că mai știu eu pe unul pe care nu dai doi bani pe el. Jenică? Nu cred. Nu cred. Pot să bag mâna în foc pentru Jenică. Costică? Da, mama. Uită-te în ochii mei. Cine era? Nimeni. I-am auzit glasul, Costică. Cui, mamă? Știi tu cum e. Tante Aglaie. Ai, nu cred să fi fost Tante Aglaie. Tante Aglaie e la Băi. E, și ce, acolo nu are telefon? Ei, uite că nu cred că era Tante Aglaie. Dar cine să fie, mamă? Costică, cine e Didina? Dacă vrei să mai repeți o dată. Da? Cine e Didina? Didina? A doua nevastă a lui Petru Rareș. A, nu, asta era Despina. A treia nevastă a lui Petru... Așa.
Da? Dacă vrei, cum o cheamă? Didina, doamnă. 1700... Casieriță la Tehnometal. Știu la cine te referi, dar nu e nevasta cui crezi tu și nu e la Tehnometal, e la Gostat. Și nu îi zice Didina, îi zice Mandache. Mandache. Iar Mandache nu putea să fie pentru că e în deplasare la Dorohoi. Și ce legătură are? Are mama. La Dolhasca. Costică! Schimbă trenul. Costică! Da, mamă. Jură-mi că nu știi cine a fost. Jur, mamă. Pe ce? Pe ce ai tu mai scump? Pe tine, mamă. Ne. Pe Rapiduleț. Să rămână Rapidulețul în B, dacă am mințit cu ceva. Și toate astea pentru un pescuit. Și doar i-am spus lui Mardare să dea el telefon, să nu-mi dea fiusul, că are vocea în schimbare. Și cum, vizibule, reiterarăm problema vis-a-vis de anul nou, că să-l petrecem la București. Ne mai vedem și noi, să mai surmontează și copiii ăștia. Zic, când a fost și o alterație cu bărbatul meu. Că dacă nu te-o găsi ori, dacă nu-i putea, că totdeauna are omul casa să o pune la dispoziție așa de sărbători. Înțeleg că Antamară o cameră la hotel. Dar e niște prețuri absorbante, așa, asiatică rău, lumea după bani. Așa că să zic că tot mai bine la neamuri. Nu, finule? Da, nu știu că... Pe acum e vacanță și copiii sunt tot timpul prin casă. Nu prea e loc. Eh, nu-i nimic. Las. Nu se poate, ce o să fie. Dar să știi că nu-mi pare rău de cât e dămigeana aia cu vin. Curat cum e lacrima. Dămigeană? Auzi, știi ce mi-a trecut prin minte? Ce? Îi băgăm pe toți într-o cameră și vă facem loc. Mergem la hotel, luăm dămigeana. Care dămigeana? Dămigeana, nu zisești că... Olelei, păi nu spusei! Ce? Oleu, păi nu spusei ce pățâi cu jurata aia de dămigeana! Ce pățâși? Când ajunseră la București și-o scoborerăm din trin, nu știu când s-a făcut că-i sărit dopul. Să derulă pe peron. M-a plecat după aia sărit, după luai, dau să-l s-o pupe. Păi când miroase acela. Dura în nas, miros, ce să vezi? Ce să văd? Era trăscău. Lasă năsicu că e bun și ăla. Oleu, mai vedea. Lasă-mi dămigeana cu gaz. Îl o să iau pe aia cu vin. Da, parcă eu n-am necazuri cu copiii. Ce zici că nu vor să stea toți într-o cameră? Vor fiecare camera lui, că au de învățat? Mă, cum și acum în vacanță? Mai ales în vacanță. Las, nu-i nimic. Nu se poate. O să stăm la hotel. Dar nu-mi pare rău decât de curcanul. E, unul mic, de vreo 15 kg așa. Dar ce atâta școală și în vacanță, dragă? Să stea să se odihnească toți într-o cameră, merge la hotel, luăm curcanul. Care curcan, minele? Că eu-l văzui așa în trin, cam moleșit, așa, știi? I se dispersase muțurite așa pe lângă cioc, așa. Când îl văzui așa, să-i se deschiniță-l geamul, să ieșe o țraier. El când văzui așa, vâși din brațele mele, și demară direct înapoi la Slatina de unde am venit noi, auzi. Așa departe? Și n-ați dat fuga după el? Nu, de dură, mie. Păcat. Păcăma, ce i-ar fi plăcut soacră-mii curcanul. Știi că vine și ea. Și nici nu știu unde am s-o culc, da. Păi mă gândesc să iau o cameră la hotel. O iau lângă a voastră. Poate vă mai depănați amintirile, vă mai distrați împreună. Nu se poate. O să fie bine și la hotel. Dar-i păcat de putinica aia cu brânză. Când plecară malenașul tău, zisă, cum o să te duci la finul numai cu un curcan? Și așa luară-mi și o putinică cu brânză, din la oile noastre, din munte, știi, de aia făcută de mine. Știu, cum să nu știu. Auzi, știi ce m-am gândit? Ia să-i zis. Să culcăm copiii cu soacră mea și cu nevastă mea, că n-are rost să stați la hotel. Mergem, luăm putinica. Care putinica? Aia care ți-a dus-o. Păi nu mai e. Cum nu mai e? Păi în zăpăceala aia cu dămigeana, cu curcanul, uita intrin. Ce păcat! Ce păcat! Păi
O băgam în bucătărie, ne înghesuiam cum ne înghesuiam și vedeam noi că a dat și tata telegramă peste telegramă, că vine și nici nu știu unde o să-l culc. Dar mă rog, tata că spune că vine, vine. Vine. Și la noi e strâmb. Strâmb, că rău. Ce să-i faci? Nu-i nimic. Nu-i nimic, o să petrecem și noi la hotel, nu o să fie nicio... Dar îmi pare rău de ouălele. Care ouălele? Ouăle de le-a dus-i pentru Fina, 100 de ouă, ca să facă și ea cozonaci. Nu, nu, că până vine tata, care nici nu sunt sigur dacă vine, merge la hotel, luăm ouălelea. Vezi de treabă că uitai să spui. Ce? Când mă repezi după curcan să-l prinde coadă, călcai peste papurniță și le făcui pleașcă, le făcui jumări, auzi? Criminalo! Aole, ce surău, Finule, ce te-ai fac? Păi mai bine te călca trenul decât să calci nouă. Pule-ne pe mine! Că tata întotdeauna când spune că vine, vine. Și aduce și pe maică-sa. Pe bunica mea. Pa, bătână. Pa, bătână. Și aduce și o soră. Și aduce și primarul. Și notarul. Păi da. Tot partidul, cu Klux Klanul. Nu se poate, nu se poate. Ce să-i faci? Asta e. Pare rău. La mulți ani, Finule, să trăiești! La mulți ani, Finule! La mulți ani, Finule! La mulți ani, Finule! Dă-te-vă mâna! Plecăm la Finutase ca cine-i loc de atâtea cadouri. Disipară! Mâna-ți, măi! Nu! Nu iese nimeni! Peste cadavrul meu! Părăsiți încăperea cu obiectele astea! Mâncă-l tata de nebun! Frumos, vezi? Nu acum, nu acum! Să vorbesc cu ei. Bună ziua! Felicitări! Numai bine! Să fiți fericiți! Să fiți fericiți, vă mulțumim! Nu acum te-a rugat! Dau întâi explicațiile de rigoare. Nu vă supărați, sunteți a 100-a pereche care se căsătorește. Și eu sunt colaborator cu Bucata la televiziune și aș vrea să fac un reportaj în care să prezint aspecte de la o nuntă. O tinere, de la oameni, știți, adecvat. Un moment, venim acasă, stăm într-un colț, nu vă deranjăm cu nimic. Se poate? Cu multă plăcere, dacă sunteți invitații noștri. Da, vă mulțumim foarte mult. Vă rog, poftiți la mașini! La mașini, vă rog! La... Vă rog! Hai, cine? Poftiți în mașini! Sus! Sus, bache! Mulți ani trăiască, la mulți ani. Stați, vă rog, o clipă, eu nu înțeleg, nu mă trage bandă! Vă rog foarte, nu vă supărați, dar cântați cu viață, un unt optimist, un tineret, vă rog foarte mult, cântați! Și dumneavoastră ce crezi, n-ai cu cută în urechi? Nu cânta, lasă-ne pace! Cânte ușor, pațică, și... Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Așa, vă mulțumim, ai luat, așa, vă rog, și acum luați loc. E bine. Vă rog, nunta decurge normal, noi nu suntem aici. Beți, mâncați, distrați-vă, faceți abstracție, că nu mai lasă că mâine o să ai tibie, nunta lungă așa. Vă rog, liniștit, calm, tinerii de aici, să rămâne, bună seara, nu vă supărați, am vrea să eliberați aceste locuri. Vă rog, luați și mâncarea. Lasă-și. Sterica! Aici? Dă scaunele la parte și bagă... Este trepiedul. Trepiedul, ușor. Să ai și de prin plan. Să ai... Așa, vă rog. Acum... Maestre, ce fac cu magnetofonul să nu se vadă în cadru? Mi-l pui în cap! Uite, bară, în locul verde. Ține varza asta puțin. Nu, dar nu merge, că se vede. Bagă-l sumasă. Sumasă. Vă rog, faceți. Cine-i dă drumul? Îl rogi pe domnul să dea drumul. Da. Așa, vă rog. Pe butonul ăsta alb, de ăsta se dă drumul. Când spune maestru sunet, apăsați pe buton și strigați. Merge banda! Și le vorbești ca la surzi, înțelegi eu. Un buton alb. Buton am pornit și s-a făcut filmul și intrați cu el. Hai, poftiți. Sumasă, vă rog. Sumasă. Ușor să nu-l spargi că plătești 2 ani. Bagă-l sumasă, ia uite, nu se-mi doaie eu. Așa!
Ușor, dă-i să mănânce. Mănâncă. Ia și mănâncă. Ia și mănâncă acolo. Ia și-o, dar încet să nu-ți audă. Mănâncă civilizat. Așa, asta e tot. Și acum nunta decurge normal. Liniște. Nu vă rog zâmbiți, ca și cum noi n-am fi aici. Să rămâi mine. Trebuie să vă băgăm mai în față în cadru. Intrați puțin mai în față, vă rog. Mai în față. O dă genică, drăguț. Așa, ați mai făcut film? Așa, da, Sterică, pune șarful pe decolteu și da. O să mai discutăm. Așa, să ne continuăm treaba. Vă rog, să-mi permiteți, ai grijă de ăsta să nu pleci. Așa, vă rog, permiteți-mă o clipă, nu vă supărați că vă deranjăm. Să trăiți, să trăiți, nu v-am mai văzut. Așa, acum ar urma, așa, tradiționalul sărut al mirilor. Normal, pupo. Normal. Pupo, lasă vinul jos și pupo. Ce bă, mă, ce bă, așa, se pupă jos. Uite, ia, lasă jos. Ia, pupă acum. Aoleu, cine te-a învățat de o clipă? Vă rog să-mi permite. Măi, ți-a dat-o? Da. A zis da? Da. Păi atunci e, trebuie un sărut artistic, un salbaie, un operete, uite așa, uite așa, uite așa. Maestre, bă, era vorba de un scurtmetraj, m-a dat o pupca pentru un scurtmetraj. Așa, dar nu-mi dauzi? Lasă-ne, nu-i problema asta, acum e rândul dumitale. Da. Vă rog, e rândul dumitale, ia, frumos, sărutul, eu am făcut numai playback-ul. Hai, sărutul, ai băjut la mine, prind-o. Aoleo. Mă rog, n-avem ce face, asta e, filmăm așa, Sterică. Da, mă rog. Vreau să trag planul ăsta, cu sărutul mirilor. Da. Sunetul! Ia vezi, adormite la sumasă. Merge baita! Așa, atențiune, filmăm! Nunta cadrul 1, filmat 1. S-a luat? Și așa, cine sună? Cine sună la uge? Cine goblește, mă? Du-te, goble, vezi cine e. Aruncă-i pascări! Bună seara! Bună seara! Suntem invitați la Suntem rudele Miresi! Nu se poate, acum se filmează! Maestre! Nu mai sună nimeni! Bine, bravo, Bucure! Așa, planul 2, plecăm! Deci, de pe sărutul mirilor, treci de pe buze, groplan, panoramezi, treci peste porc și ajungi la tort! Aici! Ai ajuns, te așezi pe tort, da? Și plonjezi ușor în detaliu pe inscripția Trăiască nașii! A scris Trăiască nașii! A scris. Așa! Este! Vă să zic, sunetul! Merge banda! Așa, bravo, mersi frumos, să trăiești! Motor! Gogule, lumină mare pe tort! Stop! Gata, vă mulțumesc! Așa, am făcut și tortul. Vă rog, dumneavoastră continuați nunta. Vă rog. Și acum nu mai pupagat, n-ai timp toată viața. Maestre, mi-ar trebui niște prim planuri la mireasă. Ne trebuie la montaj după aia. Ce te-a oprit? Vă rog, fiți amabile. Poftiți cu mine puțin să vă luăm câteva. Ușor să nu prinde droghia ei împrumutată. Vă rog, ușor, încet. Fiți mai degajați, Stelică, te rog, aparatul. Ce? E mai degajat aici. Fiți liniștită, aparatul, aveți aici obiectivul. Vă rog, scumpii mei copii, leagă de aici. Sufletul meu. Leagă de aici, la uși. Ceamă, dar cât acolo, du-l la masă, leagă de, ține-l de gură. Așa, aveți aici obiectivul. Uite-o. Și acum, sunetul. Merge banda. Bun. Cine sună? Gomule, te-a aprobat! Da-i cine e? Dai cu șoară de parcă, e cismigiu, e vraiște, e bine că v-ați căsătorit. Nu v-am spus că se filmează? Dar cine ești? Electricianul! Meștere, de data asta nu mai sună chiar nimeni. Bravo, mersi, Gogule. Acum, prin planul ei. Prin planul Miresi, vă rog, apropie-te. Da. Vă rog, fiți amabile. Scoate microfonul! Priviți frumos în cadru ochii. Ochii! Hai, așa, bun! Ochi foarte bine, fă șarful aparat, așa. Vă mulțumesc foarte mult. Nu vă speriați, nu v-am filmat decât capul. Cine e nașul? Vă rog, dumneavoastră sunteți nașul? Da, eu. Un moment, maestre, că n-are microfon. Păi, pune microfonul. Păi, unde să-l păi pune-l să nu se vadă. Am o idee. Ce? Scoatem gogoșarul din gura porcului și pune microfonul. Bagă-i microfonul. Așa. Vezi să nu te muște, mă. Să facem o probă de pulp. De microfon, mă rog.
Numărați dumneavoastră puțin, vă rog. 1, 2, 3, 4... Maestre, nu prea are dicție. Maestre, nu e nici prea telegenic, nu dă bine în cameră. Auzi, auzi ce ne faci. Ce faci în zlum? Vă place asta? Cu părul îndulat? Fiți amabil, vă rog. Da, da. Așa. Ia-i cocarda. Îl schimbăm, îl schimbăm. Intre dumneata. Nu iese. Ia-i haina. Bine, dai haina. Că-i schimbă hainele, dumneata o să fii nașul. Da, bine, dar nu e... Dom'le, mulți văd, puțin cunosc. Schimbați și locurile? Ia, dai, dom'le, că pierdem timpul. Vă să zică, sunteți așa, dar facem și cu dumneavoastră o mică probă de microfon. Fiți amabil, vreți să numărați puțin? Da. Vă rog, lăsați-a acotornatul. Da. Numărat. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Opa, are și dicție. Da. Bun, o clipă. Cum se va desfășura această scenă? Ridică paharul, îl bea până la fund și spune spre obiectiv: am băut acest pahar în cinstea tinerilor însurăței, cărora le doresc. Ce le dăruiești? Ce le dorești dumneata lor? Azi le spui ce nu? Noi nu ne amestecăm aici ad libitum, ad libitum complet la mâna actorului. Faci așa și vesel, bine dispus, bine filmăm. Am băut acest pahar! Stop! Să ce faci, dragă? Nici n-am dat motor. De la început umple-i paharul. Umple paharul. De la început facem scena. Sunet! Merge banda! Așa. Motor! Cine sună? Cine sună? Cine sună? Gogule, te-am rugat, Gogule! Mai durează mult filmarea, că am înghețat aici. Mai avem nițel și terminăm. Luați, luați aici. Ia, stai puțin. Meștere, i-am aranjat, o jumătate de oră nu mai sunt. Bine, e bine, mulțumesc, Gogule. Hai, reluăm toastul nașului, ia umple paharul. Da. Umple paharul, frumos. Hai. Am uitat textul. Așa mă face, dă-i. Hai, Dumnezeu, îți bați joc, dă, am uitat textul. Un potul am băut, a ce umple paharul. Umple paharul repede. Haide, mache, hai. Umple așa, hai, ridice, vă rog. Fericit, bucuros, nuntă, motor. Avânt această mireasă în cinsta paharului care... Mă scuzați, vă rog. Am băut și am ridicat această mireasă. Ce faci? Oprește sunetul, ce faci? Paharului gol. Da, te-a zbat joc de oameni. Mai pune un pahar. Lipim un toast, am de la altă nuntă și... Sunetul! Merge banda! Acum! Aici am fost, dar am stat ascuns și am crezut că e reflectorul. Avem ceva studio, băgăm cu Dolănescu și terminăm Tarbacan. Nu tot ăla? Păi, asta e. Și atunci noi rămânem tineri speranțe toată viața? Hai acasă, Gogule. Băieții buni n-au noroc. Hai. Meștele, mi s-a terminat acumulatorul, nu mai ai lumină. Cum nu mai ai lumină? Cum să n-ai lumină? Aprinde pomul, fă ceva, nene! Mai avem un singur cal. Alex, v-am spus să vă luați acumulatoare! Asta e echipa! Nu vă supărați, eu discut cu ei, sunt oamenii noștri. Și mai am o comandă pentru telepublicitate. Dacă vreți să mă ajutați puțin... Doamne, lăsați-l, nu se întâmplă nimic, e problema numai ca să-mi fac și eu o mică, tot avem nunta la îndemână. Dumneavoastră trebuie să faceți o mică acțiune. Trebuie să spuneți un text, vă rog, țineți ciocolata aceasta în mână, așa, nu capă bardă, ușor, să se... așa. Luați mireasa de braț, așa, ce unde o ridici? Mai delicat, ridici? Mama, mai delicat. Mai cu educație așa, mai doamnă, vă rog, aveți grijă. Așa, și acum, trebuie să spuneți un... text. Spuneți așa, ciocolata pitic vă face văinic la munte la mare și în orice împrejurare. Așa, Gogule! Gogule, aici mai ai puțin în mine, da. Și tu pe el. Am poate, prin plan.
Ciocolata voinic te face pitic și la munte și la mare și... Îți bagi joc de noi? Sune drept. Îți bagi joc. Ce ține la dușpatea că nu vă supără, vă bate în joc. Este o muncă pe care se depune, e ciocolata pitic, vă face băi, dar nu facem altceva. Vă rog, vreți să renunțați puțin la ochelari? Că dulciurile v-au luat vederea. Ușor. Așa, țineți-o să se vadă ciocolata, mireasa, frumos, ușor, așa. Deci, spun eu textul și dumneata nu mai dai din gură. Ciocolata pitic vă face voinic la munte, la mare și în orice împrejurare. Și în orice... Cine a scris asta? Nu știu. De la cine a dus? Da! Nu, e gata, nu mai stați, așa? Vă mulțumim foarte mult, ați fost foarte drăguți. Da, mulțumesc, vă rog. Permiteți-mi să vă ofer acest mic dar. Sunteți căsătorite? Adică dacă la ea să... Da, ați fost excelent, ați luat gogoșarul de aur. Mache, ține. Vă rog, gata, băieți, strângeți cabluri, luați tot. Până, petrecere frumoasă! La mulți ani să vă trăiască mirii! La mulți ani, hai, Mache! Gata, mers! Merge banda! Azi va fi seara cea mare. Mi-a ghicit madame Gârdici în cafea Boabe că peste trei boabe m-a mărit. Azi ar fi a treia boabă că mi-a ghicit alaltă ieri. Cred că în seara asta Cecil îmi va cere mâna. Cecil, vai, un superb, înalt, blond, cu ochii albaștri, roade refăt ca tăiat. Și ce atmosferă am pregătit! Masa cu două cupe, cu două lumânări, cu două tacâmuri. Vai, cum îmi bate inima de emoție! Nu, nu-mi bate inima, bate cineva la ușă! El trebuie să fie el! Iubirea mea, dragostea mea, așteaptă că vin! Să rog mâna, la mulți ani! La mulți ani, dar cine sunteți dumneavoastră? Gică! Da, Gică, și ce doriți? Eu nu v-am spus, la mulți ani! Da, bine, am înțeles, dar nu știu dacă am mărunțiș! Nu, mica, iau și mari, sărumâinile și să fiți sănătoasă! Dar ce faci dumneata? Eu mulțumesc, bine! Nu, zic, cu ce te ocupi? Cu răscoșuri, sărumâna și să fiți sănătoasă! Dar noi avem termoficare! Și ăsta e motiv să nu fiți sănătoasă, sărumâna și la mulți ani! Poftim, așa? Da. Și lasă-mă, te rog, acum nu mă ține atât de vorbă, păi că mă trebuie. Nu vă țineam. Aștept, păi nu mă țineam dacă ne dați de la început. Da, bine, sigur, la revedere. Să și multă sănătate. Multă sănătate. Multă fericire. Sănătate. Sărbine. El trebuie să fie raza mea de soare. La mulți ani. Iar dumneata. Un moment, nu vă supărați. Nu mai stă nimeni pe aici? Nu, stau singură. Da, și ușa aceasta unde dă? Dă în bucătărie. Știi, acolo nu e nimeni, că n-aș vrea să scap. Hai, nu e nimeni, ți-a spus că stau singură, te rog, lasă-mă. Cum? Sarmale! Sarmale! Lasă-mă, ți-am spus că sunt grăbită. Aștept pe cineva. La mulți ani, la mulți ani, la mulți ani, la mulți ani. Du-te, la mulți ani. Ce pisălog! Ieri, iubitul meu înalt și blond. Da, iubitule, vin, așteaptă-mă. Copiii mei, pe păștașul lui Tat, el va duce scrisori vouă, dacă nici, dacă plouă. De la tinerețe, la bătrâne. Ajunge! La bătrâne, ajunge! Nu vreți să vin la cred că mai e. E mai mult. Nu mai vreau, ajunge, gata, uite. Ține și dumneata un covric. Da. Ia-ți dumneata! La mulți ani! La mulți ani, mi-și poftim, ține și dumneata o nucă? Nu, mulțumesc, eu nu sunt cu dumnealui! Vai, vă rog să mă scuzați! Nu face nimic! Vă rog să mă scuzați! La mulți ani, fericire! Mai duci și la anul! Da, bravo! Aveți ceva cu mine, vreți să-mi spuneți ceva? Dar vă rog mai repede, mă grăbesc! Aștept pe cineva! Da, ați vrea să vă spun că... copii și frați! Stați pe loc și mă ascultați! Să sunăm cu clopoțelul, că o știe tot cartierul, e o sălică, gloierul și-a venit a băura,
nu cu pluc, cu sorcova. Bă, omule, nene, te rog, fii bun, lasă-mă. Să trăiți, să îmbătrâniți, tare ca... Tare ca piatra. Așa când stătea pe limbă. Iute ca... Iute ca... Omule, mai repede, te rog, mai un repede. Moment, iute ca... Ca un fir de trandafir. No, asta e mai târziu. Ce mă înveți pe mine, sorcova? Iute ca... Iute mai zăpăcit. Acum trebuie să o iau de la capăt. A, ce face? Copisifrat! Sorcova, vezi, la anul și la mulți ani și gata. Opa, și dumneata mergi cu sorcova. Să știi că eu nu-i încurajez pe ăștia. Păi, te rog, pleacă, miroși la băutură. Sigur că miros. Dacă n-aș mirosi azi, pleau cu sorcova. Mai mare rușine. Poftim, ține 5 lei și lasă-mă, pleacă. Ai de rog, de mine, eu nu iau bani, vă rog. Eu sunt sorcovitor voluntar. E foarte bine să fii sănătos. Rețineți, voluntar. Am reținut, te rog, pleacă, aștept pe cineva, lasă-mă. Eu sunt voluntar. Nu mă speriați că eu când garantez. Nu dați nimic. Că mă știe tot castelul. Eu sunt lică. Ia să lică! Băi, omule, lasă-mă, omule! Băi, el trebuie să fie soarele meu, iubirea mea! Vino, dragul meu, te aștept! Iute ca... Iar? Iute ca... Mă, și aveam pe limbă. Poftim, ține 10 lei și pleacă odată de aici! Degeaba, s-a terminat. Pleacă de aici să nu te mai aud. Poți să sun până mâine, că tot nu mai deschid. Te-ai liniștit, ai văzut? El trebuie să fie dragostea mea, soarele meu. Vino, iubirea mea. Iute ca... Haide, tot dumneata ești, dar de ce ai sunat atâta? Da, eu n-am sunat, eu am bătut, altul a sunat, unul înalt, solid, cu mustață, ca pierții, cu asta... Ce nu s-a recomandat, da, am sunat, ce a sunat, a văzut că nu-i deschis, a plecat. A plecat? Iute fuge, iute ca... Iute, stai, nu m-a alergat, gata, mi-a venit! Tare ca piatra, iute ca săgeata, asta era, iute ca săgeata la anul și la mulți ani, ce cine? Cine-o fie asta, ce cine? Asta e cu sorcova.